Bună dimineața, dacă suntem în regulă. Numele meu este Alexandru Vlădescu, sunt moderator al emisiunii The Economics de la DC News, din trustul DC News, o emisiune economică difuzată în fiecare vineri de la ora 16. Astăzi sunt moderatorul acestei conferințe, ajunsă deja la cea de-a treia ediție și intitulată Cum facem bursa mai atractivă pentru noi, emitenți și investitori. Vă spun bine ați venit. Trustul nostru știți deja că este unul destul de mare. Suntem live în acest moment pe paginile noastre de Facebook și pe canalele de YouTube, ale DC News și DC Business. Din conferința de astăzi vom afla cu alte cuvinte despre cum să facem bursa mai atractivă, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Vom afla cum arată strategia de dezvoltare pentru bursa de valori și dezbaterea de astăzi știm că este împărțită în două paneluri. În primul panel o să avem câteva teme foarte importante legate de subvenționarea, de exemplu, parțială a costurilor de listare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, despre lansarea în consultare publică a schemei de granturi pentru listarea la bursă a întreprinderilor precalificate pentru listare, strategia aceasta de care vă vorbeam și la care s-a lucrat în ultima perioadă. De asemenea, o să vedem poziția legislativului, a executivului, pentru că invitații din sală și de la această masă rotundă, cum ne place nouă să-i spunem, sunt și din partea autorităților și din partea companiilor care au început să investească la bursă, poate primele companii care au investit la bursă din țara noastră. Pentru început o să dau cuvântul doamnei Daniela Șerban, președintele Asociației Române pentru relația cu investitorii, pentru un cuvânt de introducere, după care domnul Adrian Tănase, aici în partea aici lângă mine, domnul este director general al Bursei de Valori București și dânsul ne va spune câteva cuvinte tot introductive. Așadar, bună dimineața, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața, vă spun și eu. Din partea Asociației Române pentru Relația cu Investitorii la Bursă, este o asociație care a fost înființată în 2018 cu 12 membri fondatori, printre care și Bursa de Valori București, a ajuns la aproape 40 de membri, printre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori București. În cadrul asociației avem deja 15 din cei 20 de emitenți din indicele principal. Ne bucurăm foarte mult că suntem la a treia ediție acestui eveniment împreună cu DC Media Group și, desigur, partenerii acestei ediții cu care ne-am propus împreună să dezbatem teme de interes și să ridicăm problematicile pieței de capital, dar și oportunitățile la un nivel mult mai înalt și ne bucură prezența reprezentanților Guvernului, dar și Parlamentului și ne dorim acest dialog pe mai departe. Câteva dintre ideile pe care vreau să vi le împărtășesc în această dimineață țin de studii internaționale care, sigur, de peste 100 de ani au dovedit legătura pieței de capital cu creșterea economică și anume că o piață de capital și financiară funcțională contribuie la creșterea economică a unei țări. În ultimii 20 de ani, odată cu dezvoltarea sistemelor financiare globale, atenția s-a orientat pentru a înțelege de ce depinde însă dezvoltarea pieței de capital. Știm că piața de capital este un loc de intersecție și de realocare de resurse în economie. Însă, atunci când ne referim la dezvoltare, de fapt ne uităm la câțiva indicatori de dimensiune, de lichiditate, de concentrare, de volatilitate, de dezvoltare instituțională sau integrare cu piețele globale. România este o piață medie în regiune cu o valoare a tuturor companiilor listate de 20% din PIB. Este o valoare în creștere în ultimii ani. Sigur că este un procent semnificativ și ne bucură acest lucru. Vorbim de companii lideri din sectoarele care fac parte din economie, dar cu siguranță putem mai mult, pentru că media europeană este de 50% a acestui procent, practic valoarea tuturor companiilor listate la bursă în PIB-ul României. Primele concluzii ale cercetării pe care am realizat-o chiar eu, pe 50 de burse din întreaga lume în ultimii 10 ani, arată că țara în care bursa este localizată nu mai face diferența sau nu mai este definitorie atunci când vorbim de dezvoltarea unei burse. Adică nu este suficient să avem o țară mare, cu o populație mare,
trebuie să ne implicăm un pic mai mult în acest mecanism bursier ca el să funcționeze la adevărata sa valoare. O piață ideală este cea care reușește să aloce resursele de la cei care au resurse suplimentare, de la investitori, către companii. Cum arată acest lucru în România? E bine, anul trecut România au strâns în depozite 25 de miliarde de euro în plus. Da? Practic, anul trecut am observat o economisire accelerată, 57 de miliarde de euro sunt la sfârșit de ianuarie în depozite bancare. Valoarea tuturor companiilor listate pe piața principală a bursei era vineri aproape 44 miliarde de euro, cu 83 de companii listate, iar cele mai valoroase companii vin din sectorul bancar, cel al energiei și utilităților. Așadar, bani sunt în România, nu asta ar fi o problemă, am putea crea încă o dată sau cumpăra încă o dată valoarea tuturor companiilor listate la bursă. Cum stăm pe partea companiilor sau de unde ne putem atrage noi în piața de capital mai multe companii? Sunt peste 1,1 milioane de companii active, din care doar 8.000 sunt ESA-uri, societăți pe acțiuni, care sunt cel puțin în teorie mai aproape de Bursa de Valori București, pentru că trebuie să fie o societate pe acțiuni ca să faci pasul spre bursă. 80% dintre acestea însă au maxim 3 angajați. 80% vorbim din cele 1 milion de companii. De ce am spus această cifră? Pentru că sunt companii foarte mici. Ne uităm și la cele mai mari companii din economie, cele, să zicem, peste 100 de milioane de euro, vorbim de 300 de companii. Majoritatea dintre ele sunt multinaționale, câteva companii din domeniul petrolier care sunt deja listate și mult mai jos în top 10 apar EMAG, Altex sau Fieldas Trading, proprietarul farmaciilor Catena, printre primele companii românești care ar fi potențial listate la bursă. Practic, structura economiei arată o puternică polarizare și o lipsă a clasei de mijloc de companii, unde bursa clar își poate spune cuvântul și știm că este ușor să deschizi o afacere în România. Noi susținem că ar trebui să fie mai ușor să și crești companii în România, așadar vă lansez provocarea ziua de astăzi să găsim soluții pentru a crește companii românești ca ele să ajungă după aceea la Bursa de Valori București. Mulțumesc! O să mergem mai departe acum cu domnul Adrian Tănase. Așadar, am văzut, există până la urmă 88 de companii listate deja la bursă, cu o valoare totală de 44 de miliarde de euro, însă principala provocare, așa cum spunea și Daniela Șerban, rămâne să creștem companiile și să atragem noi investitori. Mergem acum, așadar, către domnul Adrian Tănase de la Bursa de Valori București. Bună dimineața, mulțumesc și sunt încă o dată, iar mulțumesc Disinius pentru oportunitatea de a fi partener la acest eveniment foarte important. Da, tematica este, vorbește de la sine, cum atrage mai mulți companii și cum atrage mai mulți investitori. De fapt, asta este ceea ce ne dorim și asta e singura soluție pentru a dezvolta piața de capital din România, să atragem, să dezvoltăm o clasă sau o comunitate domestică de investitori foarte puternică, da? Pe de o parte, și pe de altă parte, această comunitate să ajute antreprenorii locali să se dezvolte, da? Așa cum zicea și Daniela. Niciodată să nu sperăm vreodată că piața de capital din România va ajuta companiile cehești să se dezvolte sau companiile din Statele Unite sau nu se va întâmpla treaba asta. Scopul nostru este să dezvoltăm bursa pentru antreprenoriatul local, da? Faptul că avem o bursă care încă este, nu e așa de dezvoltată sau nu e așa reprezentativă, se vede și în structura economiei noastre, care este dominată de multinaționale. Da? Deci, prin acest deziderat de a dezvolta piața de capital, în centrul care este Bursa de Valori București, încercăm să creștem ponderea antreprenoriatului local în economia noastră, da? Iar piața de capital este, va trebui să joace un rol un rol central în această, dezidera pe care îl avem. Da? Este un mecanism pe care îl avem la îndemână, da? Este un mecanism foarte facil, da? Nu este un mecanism să dezvolți piața de capital pentru autoritate sau nu e un mecanism care să necesite investiții, să facem, nu e capital incentive. Este un mecanism care trebuie înțeles și rolul lui trebuie înțeles de către autorități și de aia mă bucur foarte tare că suntem aici, mă bucur foarte tare că întotdeauna evenimentele DC News au o reprezentativitate
parte foarte bună din guvern, din parlament, din partea autorităților, pentru că trebuie să înțelegem, să avem această comunicare, să înțelegem că pentru a dezvolta piața de capital din România nu trebuie să facem vreo investiție, ci trebuie să schimbăm niște reglementări, să înțelegem care sunt mecanismele și să înțelegem în mod corect care sunt mecanismele acestei piețe și să ajutăm dezvoltarea ei prin schimbarea de reglementări. Da? Și lucrul ăsta se întâmplă, da? Sau prin decizii politice pentru a dezvolta piața. Lucrul acesta trebuie spus că se întâmplă deja. Da? Avem niște decizii foarte importante pe care autoritățile le-au luat și avem niște schimbări de reglementare pe care autoritățile le-au luat până acum. Da? Și aș vrea să menționez, să spunem, inclusiv listarea hidroelectrică. De anul ăsta este o decizie pe care Ministerul Energiei a luat-o pentru a lista hidroelectrică. Este o decizie a Guvernului României. Avem acum niște un proces de plata taxelor pentru investitorii români la bugetul de stat, mult mai simplu. Da? De la 1 ianuarie avem un mecanism de reținere la sus a plății taxelor. Iar este un deziderat pe care l-am obținut în Parlamentul României. Da? Avem în programul PNRR, avem inclus și acest subiect foarte important, mecanisme de incentivare a companiilor să vină pe piața de capital. Da? Să vedem cum putem atrage acei bani, pentru că sunt foarte important să atragem acei bani pentru a stimula companiile românești să se listeze pe piața de capital. Avem, nu în ultimul rând, avem o strategie la care lucrăm a pieței de capital, da? Și al cărui un prim draft există în dezbatere publică, s-a existat, va exista o formă finală și suntem foarte curioși și foarte interesați să vedem cum arată această strategie. Avem, bineînțeles, o decizie, că domnul Precup aici este decizia Ministerului Finanțelor de a relansa programul de emisiune de titluri de stat, Fidelis, da? Pe piața de capital. Sunt toate acestea, sunt decizii ale spectrului politic și de autoritar care sunt obligatorii pentru dezvoltarea pieței de capital. Dacă cineva, din punctul meu de vedere, dacă cineva își închipe că Bursa de Valori București se poate dezvolta prin propriile forțe, fără concursuri și fără contribuția semnificativă a autorităților la dezvoltarea ei, aceasta este o iluzie, din punctul meu de vedere. O piață ca a noastră, de la nivelul acesta, nu se poate dezvolta către un nivel, către piață emergentă sau piață dezvoltată, decât cu concursul autorității și cu concursul spectrului politic. De la un anumit nivel, da, putem spera că această piață să înceapă să se autosusțină, însă va trebui până atunci să lucrăm împreună, să comunicăm împreună. Este un proiect de țară, da, pe care și ne bucură foarte tare că avem și o strategie de țară pentru dezvoltarea pieței de capital și încă o dată este un proiect foarte facil pentru noi pentru a aduce bunăstare în România. Da? Este un proiect foarte facil. Trebuie doar să ungem niște rotițe, nu trebuie să investim niciun ban din banul public. Da? Cum am zis, rezultatele se văd, decizii importante au fost luate, dar sperăm ca și pe viitor să avem aceeași comunicare intensă și să continuăm în același sens, pentru dezvoltarea pieței. După cum știți, rezultatele se și văd, avem mult mai mulți investitori pe piață față de acum 2 ani, dar încă avem acum, să zicem, 130.000 de investitori individuali, încă suntem jos față de populația activă a României, va trebui să triplăm numărul acesta de investitori, doar să fim comparați cu Polonia. Da? Sunt companii românești care încă campioane ai economiei naționale, pe care sperăm să le vedem pe piață. Sunt companii românești, sunt o clasă de companii pe care trebuie să o ajutăm să se financeze. Sunt foarte multe lucruri de făcut și eu sunt optimist că le vom face. Numai printr-un dialog constructiv și printr-o comunicare intensă putem să realizăm acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și noi că sunteți aici. Așadar, multe lucruri de făcut. Să vedem cum triplăm acel număr de persoane individuale care doresc să... care pot investi la Bursa de Valori București. Până la urmă, scopul este comun, dar să vedem exact și cum facem să ne atingem obiectivele. Și una dintre soluții ar putea veni chiar de la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că există o măsură în Planul Național de Redresare și Reziliență care prevede ajutoare pentru companiile, în special pentru companii mici, IMM-uri, care pot să
ajungă la bursă, ajutoare pentru capitalizare. Din partea Ministerului Fondurilor Europene, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ca să respectăm formula concretă, denumirea concretă a Ministerului, astăzi este doamna Cila Hegeduș, secretar de stat, trebuia să ajungă domnul ministru de finanțe Marcel Boloș, însă știm că are câteva probleme. De asemenea, în panelul 2, da, va ajunge și domnul ministru de finanțe Adrian Căciu. Așadar, doamna Hegeduș, aveți cuvântul să vedem exact ce v-ați pregătit acolo la minister și cum puteți ajuta companiile din România să se listeze mai ușor la bursă. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Da, domnul ministru Boloș, din păcate, astăzi nu este la București și, dat fiind faptul că eu sunt secretarul de stat coordonator al implementării PNRR la MIPE, m-a rugat pe mine să vin și mă bucur să vă văd aici. Încep prin a mulțumi Bursei de Valori București pentru că faptul că am putut să lansăm pe 22 februarie această axă din PNRR prin care ajutăm IMM-urile să se listeze la bursă se datorează ajutorului primit profesional important primit din partea lor. Și ca să răspund la provocarea pe care mi-a lansat-o domnul director general, da, dorim să contribuim și la creșterea numărului investitorilor pe bursă. Dar acum, prima dată, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce avem în PNRR. Deci avem în jur de 35 de milioane de euro, prin care jalonul nostru presupune listarea la bursă sau stimularea listării la bursă a 280 de firme din România, care din istoricul listării pe bursă, noi credem că acest target nu este posibil, dar vă spunem ce alte, o să vă spun imediat și ce alte măsuri am pregătit. Deci, în primul rând, am lansat acest apel de proiecte pentru întreprinderi cu capital majoritar privat, care să, din România, cu sediu social în România, să adere la regulile de admitere la tranzacționare ale Bursei de Valori București și să atragă astfel fonduri de pe piața de capital. Vorbim de două tipuri de granturi, un grant de 25.000 de euro, fără TVA, pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale pe piața aero și 200.000 de euro fără TVA pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale primare pe piața reglementată. Vorbim de o finanțare de 70%, deci restul din cheltuielile eligibile și avem câteva tipuri de cheltuieli pe care le vom finanța. Vorbim de costuri directe, asimilate efectiv procesului tehnic de atragere de capital, cheltuieli cu servicii de consultanță juridică și cheltuieli cu servicii de intermediere a ofertei publice inițiale și câteva costuri indirecte care includ cheltuieli cu servicii de consultanță pentru raportul de sustenabilitate, rating și așa mai departe. Ce este important de reținut că teoretic, acest proiect se are ca beneficiari IMM-urile, dar suntem conștienți de faptul că ei trebuie să devină ESA, deci trebuie să se transforme ulterior modul de organizare pe societăți de acțiuni până la semnarea contractului de finanțare. Așteptăm cererile de finanțare ale întreprinderilor interesate în perioada de 6 martie, 6 aprilie, cu posibilitatea de prelungire. Și schema de finanțare vizează admiterea la tranzacționare în termen de 12 luni, care se poate prelungi cu 6 luni. Și aceste întreprinderi trebuie să rămână la bursă timp de 3 ani după listarea lor. Acum, vine partea mai interesantă, că presupun că despre asta știați. Nu credem că vom folosi acești 35 de milioane de euro pentru că nu avem cum. Am înțeles de la domnul Radu Hanga că în anul cel mai bun ați avut bani, putem potențial cheltui și după aceea am vrea să facem un proiect combinat în care să aibă o parte educațională în acest domeniu, respectiv să ajutăm, după calculele noastre, în jur de 20.000 de tineri
să participe, să fie investitori la bursă. Și ne-am gândit, și spun acest lucru în prima vista, și bineînțeles e un gând care se va modifica după consultări și după ce efectiv începem să planificăm această măsură, ne-am gândit să le oferim 1.000 de euro ca un grant dacă ei investesc 1.000 de euro la bursă. Trebuie să stea, ne-am gândit să fie în termen de 4 ani, deci 250 de euro pe an, dar bineînțeles partea de educație, de training trebuie să preceadă, pentru că dacă nu, atunci ei se vor juca la bursă, scuzați-mi expresia, probabil nu așa se spune în limbajul profesionist, dar nu vom avea beneficiul pe care ni-l dorim. Știu că pentru numărul de 130.000 de persoane, deci practic nu vom dubla acest număr, dar cred că vom contribui semnificativ la creșterea investitorilor, care după ce se învață și după ce văd ce se întâmplă la bursă, după aceea, în primul rând, pot să atragă și pe alții, dar pe de altă parte pot deveni investitori din banilor proprii. Foarte pe scurt, eu atâta vroiam să spun, deci proiectul este lansat, ghidul este lansat, din 6 martie se pot depune proiectele. Principiul este primul venit, primul servit, dat fiind faptul că aici nu cred că o să avem o mare problemă, că în data de 6, când deschidem, moare tot sistemul și nu o să putem, pentru că e plin de roboței care depun aplicații. Și vă răspund cu drag la întrebări și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și noi și o să avem și partea de întrebări la finalul celui de-al doilea panel. Așadar, pe lângă acest program dedicat IMM-urilor, 280 de firme pe care, așa cum spuneați, nu vă așteptați să acceadă toate la bursă, există un program în pregătire pentru 20.000 de tineri. Ați acceptat, practic, o parte din provocarea lansată de domnul Adrian Tănase. Mergem mai departe cu domnul Gabriel Grădinescu, este vicepreședinte al Autorității pentru Supraveghere Financiară, care va intra prin intermediul Zoom cu noi. Se ocupă de sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. Bună dimineața, dacă ne auziți, mulțumim tare mult că sunteți cu noi. Bună dimineața, vă aud perfect. Aș vrea poate să ne explicați puțin care este strategia Autorității de Supraveghere Financiară pentru dezvoltarea bursei, de exemplu. Poate ne vorbiți puțin și despre piața AERO, pentru că știm că și acolo există câteva obiective trasate, puse deocamdată pe hârtie de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Și cu siguranță, dacă sunt și întrebări, poate rămâneți cumva alături de noi să mai lămurim oamenii. Mulțumesc! Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să revin la conferințele de genul și să particip la această dezbatere care vizează dezvoltarea pieței de capital din România. Această lucru foarte important a vrut să devină din ce în ce mai atractivă pentru investitorii rezidenți și lume. Astăzi vorbim de peste 130.000 de investitori direct la bursă și alte câteva sute de mii care își plasează disponibilitățile bănești în intermediul fondurilor de tip OPCVM-uri. Aș începe prin a preciza că înțelegerea contextului economic actual este esențială pentru a propune soluții viabile și pentru a face bursa mai atractivă pentru emitenți și investitori. În ultimii ani am observat o tendință ascendentă în piața bursieră, cu tot mai mulți investitori care și-au îndreptat atenția către această formă de investiții. Cu toate acestea, creșterea a venit cu probleme și provocări majore care trebuie să abordate cu atenție. În primul rând, bursa este încă percepută de mulți ca fiind o lume elitistă, cu informații multe și dificil de înțeles. Acest lucru poate fi descurajant pentru investitorii care doresc să aibă acces la informații clare și precise. De asemenea, acest lucru poate fi și un dezavantaj pentru emitenții care doresc să atragă investitori, dar care se confruntă cu lipsa de transparență a pieței. În al doilea rând, este esențial existența unui mediu de reglementare al pieței de capital, ușor de asimilat și adaptat la nevoile pieței locale. Foarte importantă treaba asta, deși regulile și legile care guvernează piața de capital sunt necesare pentru a asigura integritatea și transparența pieței, acestea pot fi uneori greu de înțeles pentru emitenți și investitori care nu sunt specialiști în domeniu. În al treilea rând, piețele bursiere sunt adesea afectate de volatilitate și incertitudine.
Această volatilitate poate fi cauzată de o serie de factori, inclusiv schimbări economice majore, evenimente politice, sociale sau chiar acțiuni speculative. Incertitudinea poate fi un dezavantaj și pentru investitori și emitenți care doresc stabilitate și predictibilitate pe termen lung. În al patrulea rând, unul din factorii relevanți în crearea pieței bursiere este adaptarea unor practici de guvernanță corporativă din ce în ce mai bune, cu efecte benefice asupra procesului decizional, creșterea transparenței în raportările financiare și luarea în considerație a intereselor tuturor părților implicate, inclusiv investitorii și acționarii minoritari. În plus, este important să promovăm educația financiară, cum s-a mai spus și aici, pentru a avea acces la cât mai multe informații. Aceasta se realizează prin intermediul unor campanii educaționale care oferă informații clare și concrete despre cum funcționează piețele bursiere și cum să te investească în mod responsabil. În plus, este de o necesitate vitală utilizarea noilor tehnologii pentru a face ca informația să fie mai accesibilă și pentru a promova transparența pieței. De asemenea, la fel de important să ne concentrăm pe creșterea investițiilor pe termen lung și pe dezvoltarea strategiilor de investiții durabile. Acest lucru poate fi realizat prin promovarea acestor investiții pe termen lung, dezvoltarea procesului de evaluare a riscurilor și promovarea investițiilor în sectoare sustenabile și inovatoare. După cum observați, toți acești investitori au nevoie de ușurință în tranzacționare, lichiditate bursieră și predictibilitate legislativă. Ușurința în tranzacționare este un obiectiv realizat. Vorbeam la începutul mandatului meu de accesul pe piața de capital la un click distanță. Acum această modalitate de tranzacționare este standardul pe piața locală. În zona modificărilor legislative și de noi autorizări, am lucrat intens și se pot vedea rezultatele. Avem o impozitare la sursă mai suplă, începând de anul acesta, avem rapiditate în emiterea de certificate de înregistrare pentru listarea companiilor, avem plasamente private urmate de listări rapide, avem companii noi de brokeraj după o lungă perioadă de pauză, totodată avem și un furnizor de finanțare participativă de tip crowdfunding, precum și mulți alți administratori noi de tip AFIA înregistrate. Avem o piață vie cu licențe noi și în plină expansiune. Recunosc că în zona de majorare a lichidității bursiere mai este de lucru. Aici noi, ca autoritate, am emis pachete noi privind regimul împrumuturilor de acțiuni, care pot contribui la creșterea lichidității. Încă de la începutul anului 2022 nu mai sunt bariere reale și așteptăm ca primii jucători de piață să le implementeze. De asemenea, cu toți suntem determinați și sprijinim noi emitenți pentru viitoare listări. Listarea hidroelectrică doar la BVB este și pentru a se face cel mai așteptat eveniment al anului bursier. Toate aceste linii de acțiune ale autorității se subscriu strategiei naționale pentru dezvoltarea pieței de capital din România. S-a menționat și această strategie. Obiectivele propuse de autoritate sunt de substanță. Îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, creșterea lichidității pe piața secundară, susținerea dezvoltării în creșterea pieței IMM-urilor, promovarea economiilor rândului investitorilor persoane fizice, creșterea participării investitorilor individuali și a mediului de afaceri la piața de capital și multe alte, dezvoltarea unor noi categorii de fonduri, susținerea digitalizării, etc. Concret, autoritatea și-a propus o reevaluare a cadrului de reglementare specific în materia operațiunilor de atragere de capital derulate de către emitenți. În altă ordine de idei, autoritatea și-a propus identificarea unor soluții practice de creștere a investițiilor persoanelor fizice în instrumente cu grad scăzut de risc, și anume conturi individuale de economii pentru investiții, obiectivul fiind de asemenea creșterea numărului de investitori pe piața de capital, a sumelor de bani direcționate spre investiții pe piața de capital și în ansamblu a vizibilității și a atractivității acestei piețe de capital. Ar trebui de menționat și că evoluția nevoilor investitorilor, fie că e vorba de noi instrumente cripto-asset, fie de noi cerințe ESG, impune actualizarea cadrului de reglementare specific într-o dinamică fără precedent. Și aici vom veni în cel mai scurt timp cu soluții viabile. Profit de această ocazie să asigur că autoritatea și-a propus să fie un partener serios de discuții pe toate liniile de interes pentru dezvoltarea pieții de capital. În mandatul meu am lucrat activ la acest obiectiv al sectorului de creștere a activității și încrederii investitorilor în piața de capital. Am încredere că piața locală de capital poate finanța atât IMM-urile noastre, de aceea avem piața aero, dar și companii și campionii economiei naționale. Piața reglementată putând oferi
finanțare pentru emisiunile foarte mari și vă rog să mă credeți că și aș vrea să vedeți exemple de succes din ultimii 2 ani. Totodată legat de subiectul discuției noastre, aș vrea să punctez câteva elemente de interes despre necesitatea dezvoltării, de dezvoltarea guvernanței corporative pe piața aerului. Atât noi ca autoritate, cât și conducerea BBB am analizat cu atenție dezvoltarea pieței aero și de ce nu am contribuit împreună la creșterea sa organică. Acum considerăm că este nevoie de mai mult, este nevoie de o piață de creștere cu acces facil la finanțările pentru mine. Autoritatea și-a propus o reevaluare a acestui proces de listare cu scopul de a simplifica procedurile de listare, dar cu creșterea standardelor de transparență, astfel încât să fie asigurate condițiile de analiză investițională pentru toți cei interesați. Totodată, autoritatea și BBB convers pe necesitatea de a veni cu un nou pachet de reguli de acces pe piața de capital în general și în mod special pentru emisiunile de obligațiuni corporative. Principiile care guvernează tranzacționarea sunt și trebuie să rămână transparența și accesul echitabil la informațiile corecte, complete și mai ales verificate. Și dacă tot vorbim de principii, atunci trebuie să acordăm atenție deosebită asumării, atât a analizelor depuse la broker, cât și a aprobării documentației necesare listării. Existența unei minime decențe financiare presupune calcularea unor indicatori financiari importanți și ușor de asimilat, care să aducă în fața investitorilor informații despre performanțele emitenților. Mă gândesc aici la lichiditate, solvabilitate, rata rentabilității capitalului propriu, rata rentabilității activelor totale, gradul de îndatorare. Lucrăm împreună cu partenerii noștri la BBB la aducerea îndeplinirii acestor obiective și vă asigur că tot ceea ce facem este în interesul investitorilor. Mai mult decât atât, vom căuta ca măsurile propuse să faciliteze accesul IMM-ului la finanțare. Și nu în cele din urmă doresc să spunem că suntem preocupați și de dezvoltarea altor segmente de piață, precum cel al obligațiilor municipale listate la bursă. Este esențial pentru noi să reușim împreună să conectăm finanțarea oferită prin piața de capital de autoritățile centrale și locale care au programe de dezvoltare a infrastructurii și care presupune existența unor surse proprii necesare de cofinanțare prin PNRR. În încheiere, doresc să vă asigur că vom căuta să fim un garant al stabilității bursiere și vom contribui activ pentru dezvoltarea sustenabilă a pieței locale de capital, generând valoare pe termen lung investitorilor pe baza unui set de valori corporative solide. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Gabriel Grădinescu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. Ați punctat câteva lucruri foarte importante, inclusiv un set de reguli noi pentru accesul pe piața de capital și de aici o să fac legătura cu următorul nostru invitat, domnul Constantin Sebeșanu, aici în partea dreaptă, CEO al companiei Impact, o companie care este prima companie de altfel din zona aceasta de dezvoltare imobiliară care s-a lansat pe bursă în România pe acest segment în urmă cu aproape 30 de ani, dacă nu mă înșel, cred că peste vreo 4 ani faceți 30 de ani, domnul Sebeșanu, și știu că sunt nenumărate probleme pe care le întâlniți, dacă putem spune, sau dificultăți pe care le întâlniți acolo pe bursă și pe care încercăm acum să le lămurim și să vedem ce soluții există. Așadar, pentru că se vorbea și despre un pachet de reguli noi de acces pe piața de capital, haideți să vedem cum am putea simplifica accesul la intrarea pe bursă. Vă mulțumesc. Salut și eu DC Media Group pentru ceea ce acum 3 ani era o inițiativă, acum a devenit unul din demersurile cele mai importante în fluidizarea acestui dialog între emitenți, decidenți și toți ceilalți implicați în acest fenomen care este bursa. Cum bine ați spus, noi suntem printre cele 3 companii care am fost printre primele listate acum 25 de ani, suntem încă în piață. 25 de ani într-o piață, știți bine, tumultoasă și cred că este datoria noastră al acestor emitenți să fim mentori pentru companiile noi. Pe lângă că este o datorie, este și un interes comun, interesul comun al tuturor de a crește permanent bursa, odată prin mărirea volumelor, a lichidității și accesului la bursă. Vreau să salut acest eveniment și din punct de vedere al, să zic așa, deschiderii pe care o are și ASF-ul și BVB-ul. Ați văzut, au planuri foarte clare, suntem incluși în planurile astea, lucrăm în echipe și în grupuri de lucru împreună cu dânsii pentru rezolvarea unor probleme concrete.
Aceste probleme concrete țin de activitatea noastră de zi cu zi, dar implicit și de dezvoltarea bursei. Am evoluat mult, mai ales în ultimul an s-a lucrat foarte mult și cred că putem anul ăsta să marcăm și niște rezultate concrete. În primul rând, revin la reducerea perioadei de majorare de capital. Noi și acum suntem într-o perioadă în care majorăm capitalul, mai ales în ultimul an știți bine ce s-a întâmplat cu costurile de finanțare și cu accesul la capital. Deci pentru noi și pentru toți emitenții la bursă este un proces critic. S-au găsit soluții împreună și cu BVB-ul și ASF-ul și trebuie să le punem în practică să putem să facem acest proces să fie fluid și rapid. Pentru noi timpul este cel mai mare dușman și trebuie să facem tot ce putem împreună să reducem această perioadă de majorare la capital, de capital la minimum posibil. Așteptăm ca și decidenții și mă bucur aici că avem și Ministerul de Finanțe să putem deja să concluzionăm, soluțiile sunt pe masă, ține numai de noi să închidem acest proces. Un al doilea punct care este, să zic, important atât pentru noi cât și pentru celelalte firme este evident sistemul de raportare. Știți bine că noi raportăm în diferite forme la diferite entități, trimestrial raportăm și la SF și la BVB, bineînțeles că raportăm și la ANAF, raportăm către investitori, toate astea în formate diferite. Aici digitalizarea ne-ar ajuta foarte mult să putem să raportăm într-un singur format către toate entitățile. Ar fi un lucru care ne-ar crea, să zic așa, avantaje competitive și am putea să fim mai eficienți în activitate. Un al treilea punct și foarte important, discutăm și cu domnul Tănase dimineață, o lege a rate-urilor ne-ar ajuta rapid să atragem capital și capital care de la companii care nu au încă apetit pentru piața românească, fiindcă nu avem această lege. Pentru noi în industria de imobiliară și la dezvoltatori este un element critic. Nu este o treabă complicată, nu trebuie să inventăm apa caldă, legile de rate-uri sunt în Europa și în state implementate de foarte mult timp. Cred că este un proces care poate merge rapid, poate trece rapid și prin Parlament dacă avem susținerea ASF-ului și BVB-ului și, bineînțeles, ei să fie inițiatorii. Asta ar ajuta mult, cum am zis, la acest scop comun care l-avem cu toții de creșterea volumurilor pe bursă, a lichidității și atractivității. Nu în ultimul rând, cum am zis, avem datoria și interesul să creștem atractivitatea bursei chiar către retail și aici suntem tot timpul alături pentru orice campanii de promovare a bursei, de a face accesul mai facil. Cu cât mai mulți, eu nu le zice jucători, investitori la bursă, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea și apreciez această propunere de program din PNRR, 1000 de euro e important pentru micii jucători, dar poate nu la 4 ani, poate la un an să-i limitați, ar fi mai tentant pentru ei, mai ales că sunt tineri și gândesc rău pe termen mediu, ei gândesc pe termen scurt și cred că ar fi un element foarte important, poate dăm și noi feedback aici ca să reușim să atragem tineretul pe bursă. Mai ales că cred că e o perioadă bună, furia cripto s-a cam domolit și trebuie să înțeleagă să investească în instrumente stabile pe termen mediu și lung. Vă mulțumesc și suntem la dispoziție pentru orice sprijin pe care îl putem da bursei române. Mulțumim tare mult și noi, așadar, din nou o provocare pentru a convinge tinerii să investească la bursă. O să ne ținem de programul pe care îl avem. În mod normal ar fi urmat domnul Nicolae Covaci, CEO al companiei Agista, care este aici. Ne cerem iertare pentru că urmează, îl punem mai înainte pe domnul Radu Oprea, este purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat și membru al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Activitate Bancară și Piață de Capital din Senat, pentru că trebuie să ajungă la o ședință acestei comisii. Dacă suntem în regulă cu domnul Radu Oprea, prin intermediul Zoom, îi spun bună ziua și mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră. Haideți să vedem care e și poziția legislativului, până la urmă, legată de dezvoltarea pieței de capital din România. Mulțumesc! Bună
Bună ziua și eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt și liderul de grup al senatorilor PSD, cel mai important grup din Senat, și avem ședința de birou permanent al Senatului la ora 12, așa că îmi cer scuze că voi fi foarte succint în ceea ce doresc să vă transmit. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Deja este o constantă să vorbim despre piața de capital în România și foarte bine facem, despre felul în care reușim să construim cât mai multe povești de succes ale antreprenorilor care se listează la bursă, fie că vorbim de piața secundară de aero, și aici ne adresăm întreprinderilor mici și mijlocii, fie că vorbim de companiile mari. Într-adevăr, legislativul are un rol important și constat, inclusiv din ceea ce a spus antevorbitorul, că există o anumită chestiune de percepție greșită asupra rolului fiecarei instituții în stat. ASF-ul sau alte instituții nu au drept de inițiativă legislativă, doar parlamentarii pot face aceasta, guvernul sau cetățenii, dacă se strâng un număr suficient de semnături pentru susținerea unei inițiative legislative. De aceea, invitația mea către toți cei care doresc să promoveze proiecte legislative este să discutăm, să vorbim împreună, avem disponibilitate, sunt și alți colegi parlamentari care vor interveni mai târziu, spre exemplu împreună cu George Tuță de la PNL, avem o inițiativă legislativă despre incluziunea financiară, unde vorbim despre educația financiară, lucruri care sunt utile pentru, inclusiv pentru a educa și a explica de ce Bursa de Valori din București poate și trebuie să reprezinte o oportunitate și o opțiune atât pentru cei care doresc să investească și să sporească economiile, cât și pentru cei care au nevoie de capital, adică pentru companii. Vreau să fac o remarcă că vorbim anual acum despre un an de zile de la declanșarea războiului și să vă aduc aminte din Ucraina ce era acum un an de zile în urmă, care era atmosfera. Cum foarte mulți, poate, dintre dumneavoastră se uitau dacă au pașaportul expirat sau nu, pentru că era un grad de insecuritate. Lucrul acesta ar fi putut afecta economia și ar fi putut afecta inclusiv Bursa de Valori. Ce s-a întâmplat în acest an? Spre surprinderea foarte multora, economia românească arată mult mai bine decât se prognozea în urmă cu un an. Creșterea economică este dublă, 4,8% față de prognozele despre care vorbeam. Probabil că va fi în termeni procentual și în valori nete cel mai bun an al business-ului românesc, al economiei. Dacă ne uităm la PIB, care trece de 280 de miliarde de euro, dacă ne uităm pe valoarea cumulată a cifrei de afaceri, care crește probabil cu peste 400 de miliarde de lei, în 2021, dacă mi-aduc bine aminte, eram undeva la 2000 de miliarde de lei, probabil că acum o să fim undeva până în 2 miliarde și jumătate, 2000 de miliarde jumătate de lei, cifră de afaceri totală, deci o creștere semnificativă. Sigur că au fost profituri foarte mari în zona de energie, în zona bancară. N-am să intru acum să discut despre nevoia totuși de a fi solidar și de a împărți povara costurilor, a crizelor, a inflației crescute echitabil în toată societatea. Însă, de ce fac această remarcă? Pentru că dacă nu ai o economie solidă, dacă nu ai o economie vibrantă, ideea de a discuta de investiții pe bursa de valori poate părea o utopie. Fără a avea performanță în economie, fără a fi atractiv, nu ai de ce să investești. Și dacă economia nu produce, dacă salariile nu cresc suficient, pentru că ați văzut că până la urmă diferența între inflație și creșterea salariului net este de 3%, ceea ce a făcut totul să fie suportabilă și această chestiune. Deci dacă nu ai resursele financiare, nu vei avea cu ce să investești la bursă. Și atunci toate lucrurile acestea se leagă, sunt parte a aceluiași pachet legislativ de promovare a politicilor publice despre care vorbeau și antevorbitorii, fie că vorbim despre susținerea companiilor care să se listeze la bursă, fie că vorbim despre digitalizare, despre alte lucruri pe care trebuie să le facem împreună. Concluzia mea este că în cazul acesta al pieței de capital, dialogul pe care îl facem între mediul de afaceri, reglementatori,
inițiatorii legislativ, parlament, guvern, este cel mai bun lucru pe care putem să îl avem împreună, astfel încât legile să fie cât mai clare, cât mai predictibile, normele de aplicare a lor la fel și să devină un stimul pentru cei care doresc să investească la bursă sau pentru cei care doresc să vină la bursă pentru a găsi capitalul de care au nevoie. Și de aceea cred că prezentând companiile care sunt povești de succes pe Bursa de Valori de la București, este cea mai bună metodă pe care o putem practica împreună de a aduce cât mai mulți investitori și cât mai multe companii pe această bursă. Eu vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Eu îmi exprim încă o dată disponibilitatea totală pentru oricare proiect, pentru oricare dintre programele, proiectele pe care le-am putea avea împreună, atât reprezentanței mediului de afaceri, cât și ai legislativului. Radu Oprea, reprezentant al Comisiei de Buget Finanțe din Senatul României, mulțumim pentru intervenție. Așadar, e important că există sprijinul Parlamentului pentru inițiativa pe care o lansăm împreună astăzi aici și pe care încercăm să o conturăm. O să fac un apel la participanții de la ambele paneluri și pentru cei care au ajuns din panelul 2, dacă se poate să rămâneți până la final, pentru că există deja întrebări din sală și având în vedere că nu există nici măcar o pauză între cele două, poate reușim să ne încadrăm și să răspundeți și la câteva întrebări. O să mergem mai departe, așa cum spuneam, cu domnul Nicolae Covaci, CEO al companiei Agista, una dintre companiile care știm că se ocupă de ani buni, nu-i așa, cu accelerarea acestui proces de aderare, de intrare pe piața de capital pentru companiile din țara noastră. Și aici aveți cuvântul și poate ne explicați puțin ce ar mai trebui schimbat, pe unde ar mai trebui umblat să ajutăm și mai mult companiile să adere la piața de capital. Da, mulțumesc frumos și salut inițiativa DC Media. Ani mulți înseamnă un an, dar foarte, foarte concentrat, în care am văzut foarte multe companii și în care am înțeles mult mai bine care sunt provocările lor în momentul în care vin spre piața de capital. Motivul pentru care am lansat Agista a fost exact această situație de ou și găină, de pe piața de capital, în care poate investitorii spuneau că nu există destul de multe companii bune, dar în același timp și companiile care veneau pe bursă spuneau că nu există destul de investitori. Și atunci cumva am încercat să venim în ambele părți, și în bid și în ask, și să încercăm să aducem companii cât mai multe și cât mai bune, robuste, spunem noi, pe bursă. Acum, sigur, în tot anul ăsta în care ne-am văzut cu peste 200 de companii, am înțeles foarte multe lucruri mult mai de la firul ierbii. De exemplu, challenge-urile antreprenorilor care vin încoace. Există clar, dacă facem un zoom out, o nevoie de educație mult mai bună și a antreprenorilor, dar și a investitorilor. Și aici îi salut pe domnii deputați și pe doamna și domnul secretar de stat. Cred că ar mai lipsi cineva aici, așa nume cineva de la Ministerul Educației, care să propage eventual o mult mai bună educație și mult mai din timp pe subiectul ăsta de antreprenoriat și investiții. Deoarece, din păcate, ce am constatat este că la noi există o mentalitate de investiție pe termen destul de scurt, există o mentalitate de a face bani foarte rapid, cum a fost și cazul în 2021, unde, sigur, a fost o efervescență și foarte mulți bani în piața de capital și automat companiile, de la momentul plasamentului până la momentul listării, se producea un randament care era foarte bun pentru investitori și automat toată lumea se obișnuise să facă acest lucru. Am văzut în 2022 că situația s-a schimbat. Cred că ne trebuie mult mai multă educație la nivel de individ, educație financiară. Chiar discutam cu cineva și e clar că, de exemplu, în familiile americane, seara la cină se discută despre bursă, despre cum a mers bursa. Cred că ar trebui și noi să ajungem la nivelul ăsta în care să discutăm mult mai mult despre partea asta de finanțe și să fim mult mai educați. Cred că treaba asta trebuie făcută din timp, poate din anii de liceu sau, mă gândesc, o las pentru specialiști problema asta, dar ideea este că numai așa am putea să ieșim din mentalitatea de a face ceva foarte rapid, mentalitatea cripto, aș spune,
și să mergem în direcția în care facem ceva pe termen lung. Adică să investim constant, să economisim, să investim constant pe termen lung, să stăm expuși, investiți în acțiuni pe termen lung și automat să, pe termen lung, să vedem randamente destul de ok. Nu cunosc foarte multe situații de investitori celebri care au făcut randamente foarte mari stând pe termen scurt și speculând. Sigur, există câteva situații în sensul ăsta, în momente de criză și în general în tot felul de speculații valutare, dar am văzut foarte mulți investitori care au stat pe termen lung și au investit constant și randamentele lor au fost mai bune. Un exemplu este Warren Buffett. Dar putem să mergem mai departe cu exemple legendare în legătură cu acești investitori. Acum, mai specific pe piața noastră și ce facem noi, noi suntem un fond de private equity care investește în companii de high growth, adică de creștere foarte mare, pe care vrem să le accelerăm și mai tare. Și, bineînțeles, cu un capăt potențial și în bursă. Nu toate companiile sunt potrivite pentru bursă. Este clar, am văzut exemplul ăsta. Adică pot să fie diverse companii care au o poziționare foarte bună în piață, care au predictibilitate pe business plan și, în general, bursa recompensează aceste companii. Sunt alte companii care, mă rog, sunt într-o piață un pic mai roșie, roșie fiind extrem de concurențială, unde s-ar putea să trebuiască să fii mult mai ager și să nu poți, să, ca și companie listată, să faci foarte, să reacționez foarte rapid la anumite schimbări. Acum, ceea ce pot să spun este că salut faptul că Ministerul Fondurilor Europene vine cu acest pachet în care ajută antreprenorii. Costurile de listare nu sunt numai cele directe, și anume consultanți și așa, sunt și foarte multe indirecte. Am observat foarte multe companii care vreau să se listeze anii trecuți. Aveau costuri foarte mari indirecte de board, de guvernanță, de toată partea asta care excede mult acele fiuri pentru investor relations sau consultanți, auditori și așa mai departe. Foarte multe companii le teamă de partea asta și de fiecare dată când discutăm de o anumită listare spun ok, costurile mele o să crească cu 20%. Nu știu dacă îmi doresc treaba asta. Deci, pe partea asta, cred că ar trebui făcute, poate, sau venit cu măsuri mai concrete prin care să ajutăm companiile să se listeze pe piața, pe piața secundară, poate să aibă un set de reglementări, poate, un pic mai friendly, astfel încât să nu-i coste atât de mult, dar în același timp să existe transparență. Nu în ultimul rând, vreau să fac din nou un apel la mari furnizori de capital din piața locală. În ultimul an am tot discutat cu foarte, foarte mulți actori din bursă și ceea ce spuneau este faptul că, sigur, mari furnizori de capital din piața locală, cum sunt fondurile de pensii, ele investesc doar în anumite tipuri de companii. Destul de mari, cu lichiditate mare, ca să poată să iasă din poziții sau să intre destul de ușor. Acum, economia americană, de exemplu, este backbone-ul economiei americane, sunt companiile mici și mijlocii. De fapt, ei cu asta se mândresc foarte mult și o bună parte din companiile listate de pe bursa americană sunt și aceste tipuri de companii mici și mijlocii care se accelerează prin bursă. Și noi avem nevoie să le băgăm în seamă și pe acele companii care vor fi acele blue chip-uri de mâine. Din păcate, există în acest moment o reticență a acestor fonduri în a merge în direcții de genul ăsta din motivele pe care vi le-am menționat. Dar alternativa poate să fie, bineînțeles, să investească în niște catalizatori pentru aceste investiții și anume poate în niște fonduri de investiții de private equity care pot să facă aceste investiții, unde automat tichetul lor, unde ei au voie să investească conform legislației, sigur mai puțin decât în anii anteriori, dar au voie să investească. Așadar, cred că aici aș face un pic de push pe partea asta și aș încerca să îi determin să investească în așa. Cred că ei de la sine nu o vor face. Cred că ar trebui reglementat și din punct de vedere legal ca ei să trebuiască să facă. Sigur, nu suntem într-un socialism și suntem într-un capitalism.
Dar în același timp, dacă ne dorim pe termen lung să dezvoltăm, piața de capital, e nevoie de capital pentru asta. Și companiile vor veni, invariabil. Cam atât am să vă spun. Mulțumim pentru precizări și pentru cuvintele, pentru ideile pe care le-ați lansat aici. Îl salut de asemenea și pe domnul Radu Constantin, care ni s-a alăturat, este manager departament trading din cadrul Hidroelectrica. Până la urmă, cea mai așteptată listare pe bursă, poate, din 2023, dar o să discutăm cu dânsul în partea a doua, în panelul cu numărul 2. Mă îndrept acum către domnul Mihai Precup, secretar de stat în Ministerul de Finanțe. L-am auzit pe domnul Covaci, vorbea și despre partea aceasta de educație financiară, poate de educație antreprenorială, astfel încât să-i ajutăm pe cei care doresc să investească în viitor pe bursă. Cum se vede la Ministerul de Finanțe, până la urmă, toată această strategie de dezvoltare a bursei? Da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Îmi dau seama că bursa de valori a devenit o preocupare principală atât pentru mediul de afaceri, pentru autoritățile publice, executiv, și îmi notam aici mai multe idei menționate în cursul conferinței. Îmi dau seama că suntem foarte mult aliniați în ceea ce privește modul de a gândi și măsurile pe care vrem să le luăm pe parcursul dezvoltării pieței de capital. Dați-mi voie să vă spun că eu sunt destul de încrezător, atât dacă mă uit la cifre, ce s-a întâmplat în ultimii ani, cât și la nivelul Ministerului Finanțelor. Anul trecut a fost un an record în termen de instrumente financiare create pentru a susține companiile din România și implicit piața de capital. Vă dau câteva exemple. Vorbim de fondul de fonduri, la care lucrăm împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, cu MIPE. Inițiatorul a fost și Fondul European pentru Investiții, este entitatea care va face shortlist-ul, urmând ca și comisia stabilită de către Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Finanțelor să facă validarea finală a candidaților. Vorbim de 400 de milioane de euro. Este un game changer pentru întreaga industrie, apropo de ce spuneați dumneavoastră de la Jista. Marea provocare, dacă mă întrebați pe mine, va fi să găsim resursele financiare, nu noi, ci fondurile de private equity, să găsească resursele financiare, să cofinanțeze acești bani, pentru că la 20 de milioane de euro primit per fond de investiții de private equity, va trebui să ridice încă 20 de milioane din piața locală sau să convingă ceea ce numim în limbaj de specialitate high net worth individuals, oameni foarte bogați, să investească în acele fonduri de investiții și să închidă fondul la un target de 40-50 de milioane de euro, cum probabil se vor angaja în fața Fondului European pentru Investiții. Este un game changer și pentru că va fi o mare provocare în a identifica companii eligibile pentru a fi finanțate. De asemenea, este un game changer pentru că va fi greu să găsim echipe de management care să fi lucrat ani buni împreună în a face investiții împreună, a avea exituri interesante. Așa cum s-a spus anterior, una dintre strategiile de exit pentru un fond de private equity este piața de valori, bursa de capital, piața de capital. De aceea credem că prin acest fond de fond, aceste 400 de milioane care se adresează atât fondurilor de infrastructură, atât fondurilor de venture capital, atât celor de capital dezvoltare, private equity, toate acestea vor conduce în a capitaliza companiile românești, companiile care merg bine, care au business planuri și sunt în curs de dezvoltare, și la final de zi sperăm să avem mai mulți candidați pentru piața de valori București. Ceea ce se spunea anterior, avem sute de mii de companii, spre un milion, listate în România, dar prea puțin candidați astăzi în termen de capitalizare, în termen de dezvoltare, pentru Bursa de Valori București. Iar rolul acestui fond de fond este să aducă mai multe companii înspre piața de capital, Bursa de Valori București. Pentru că este mereu o discuție între, eu îi zic, ou și găina. Ce a fost prima dată? Au fost investitorii pe piața de valori București sau companiile? Ce avem nevoie? Cred că avem nevoie de ambele. În ce privește Ministerul Finanțelor, am avut o experiență extraordinară în ultimii ani cu piața de valori București și mă refer aici la titlurile de stat Fidelis. Din iulie 2020 până în decembrie 2022,
Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a reușit să ridice de la cetățeni, de la rezidenți, peste 15 miliarde de lei. O parte din ei fiind ridicați și în euro, că știți, titlurile de stat fidelis sunt și în lei și în euro. Consolidat, dacă vorbim, vorbim de 15 miliarde de lei. Îndrăznesc să spun că este o sumă record, reflectă, pe de o parte, încrederea pe care au avut-o cetățenii în Guvernul României să-și plaseze economiile înspre guvern, care după aceea îi folosește pentru a face investiții, pentru a-și refinanța deficitul bugetar și așa mai departe. Pe de altă parte, reflectă, dați-mi voie să vă spun, și un grad mai ridicat de educație financiară, că tot s-a vorbit aici despre educație financiară. Am avut în toată această perioadă peste 100.000 de subscrieri, ceea ce reprezintă un angajament serios din partea cetățenilor față de guvern și față de faptul că și-au dat seama că prin acest instrument pot să își plaseze banii pe termen lung, să fie protejați de inflație și să beneficieze de anumite facilități fiscale. După cum bine știți, aceste investiții nu sunt supuse impozitării. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez că pentru mulți dintre cetățenii care au, românii care au investit economiile lor în titluri de stat fidelis, a fost pentru prima dată interacțiune directă cu Piața de Valori București. Deci pentru acești oameni au fost un first, o prima dată când ei au plasat banii în titluri de stat și indirect au ajuns să fie tranzacționate acele titluri de stat pe Bursa de Valori București. Piața de capital a fost, într-adevăr, cum spuneam, și o oportunitate de a face un exit pentru ei, pentru că puteau să-și vândă titlurile de stat înainte de scadență și să recupereze lichiditățile mai repede. Și pentru Guvernul României a fost un partener în a-și finanța proiectele strategice. Sperăm că Piața de capital va rămâne un partener pentru Ministerul Finanțelor și implicit pentru Guvernul României, mai ales că aceste emisiuni de titluri de stat fidelis am dorit să le continuăm cu o frecvență trimestrială. Un alt element extrem de important în cadrul Ministerului Finanțelor, la care am lucrat alături de ASF, este vorba despre strategia de dezvoltare a pieței de capital. S-a menționat anterior, sperăm că în curând să o avem trecută și prin Guvernul României și să fie asumată oficial de către guvern și de către autoritățile publice. Sunt multe elemente de vorbit în ceea ce privește strategia pieței de capital. Mesajul principal este că, poate, nu știu, prima dată, dar cu siguranță acum avem un angajament serios din partea tuturor și scris, din partea tuturor părților implicate, ASF, Minister Finanțe, inclusiv Ministerul de Resort, am primit feedback-uri, comentarii la această strategie și, în primul rând, Bursa de Valori București, în care cu toții ne-am stabilit clar în ce direcție vrem să mergem. Unul dintre elementele esențiale acolo este vorba despre educația financiară, astfel încât să încurajăm economisirea în rândul cetățenilor, dar în același timp și produsele de investiții, cum menționam adineauri, titlurile de stat fidelis. Un alt element extrem de important, cred că îl reprezintă workshop-urile, grupurile de lucru între Bursa de Valori București, Camera de Comerț și Industrie a României, pentru a pregăti programe de training, de formare pentru IMM-urile din România, astfel încât să le conștientizăm că există surse de finanțare alternative și alte instrumente de a se finanța decât creditul bancar. Deoarece atât Uniunea Europeană cât și România își bazează finanțarea economiei reale pe credit bancar. Și este păcat să nu folosim piața de capital. Observăm, într-adevăr, și felicit Bursa de Valori București, observăm în ultimii 2 ani o creștere exponențială a listărilor de obligațiuni pe piața de capital. Poate o parte din aceste fonduri, că se mențineau adineauri cele 35 de milioane din PNRR, ar trebui să meargă și înspre listarea de obligațiuni, pentru că acolo vorbim exclusiv de listarea de acțiuni noi, obligațiuni, fie municipale, fie pentru companii, pentru că și asta prezintă un cost pentru a ajunge pe Piața de Valori București. Deci,
se întâmplă lucruri, bursa de valori crește, aș îndrăzni să mai subliniez câteva lucruri. În primul rând, emisiunea de obligațiuni pentru proiecte de infrastructură. În strategia de piețe de capital vorbim de emisiune de obligațiuni pentru proiecte de infrastructură. Când lucram la Banca Europeană pentru Investiții, acea instituție finanța de manieră curentă proiectele de infrastructură din Germania, din Franța, se crea un SPV, se emiteau obligațiuni și se cumpărau acele obligațiuni de către instituții financiare sau puteau fi listate pe Piața de Valori București. Acest element este cuprins și în acea strategie de dezvoltare a pieței de capital. Obligațiunile corporative, cum spuneam, observăm un trend ascendent. Principala listare, o să las pe colegii de la Hidroelectrica, este Hidroelectrica din acest an. Noi suntem foarte încrezători în succesul acestei listări. Ne-am uitat la o tranzacție similară, vorbim de Allegro, o companie genul EMAG din Polonia, care a fost listată pe bursa din Varșovia la o valorizare relativ similară, era undeva la 2,3 miliarde de dolari și am văzut că 70% din investitorii care erau prezenți în acea tranzacție sunt deja prezenți pe Bursa de Valori București, iar ceilalți 30% avuseseră deja experiențe pe Bursa de Valori București, dar aveau la momentul respectiv pozițiile închise. În ce privește companiile deținute direct de Guvernul României, 18 dintre ele, din cele 216, care generează 7% din PIB-ul României, sunt listate pe Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că aceste companii respectă cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de companii puternice, transparente, performante, care să, la final de zi, să ofere salarii mai bune, mai bine plătite românilor. De aceea, cele 18 companii care au fost listate pe Bursa de Valori București au performat bine, multe din ele, într-adevăr, din sectorul energiei, dar au performat bine. Consolidat vorbind, din cele 216 companii, Guvernul României prin Ministerul Finanțelor, anul trecut, a recuperat undeva la 6 miliarde de lei ca și dividende. Aș îndrăzni să spun sumă record pentru a se finanța bugetul României prin intermediul acestor companii performante, unele dintre ele. La unele dintre ele trebuie să ne gândim și avem o strategie împreună cu OECD pentru a lucra la performanța și companiilor care o duc mai greu. În concluzie, mă bucur încă o dată să văd că dezvoltarea pieței de capital este o prioritate nu numai pentru actorii din piața de capital, ci și pentru mediul legislativ, guvernamental și la final de zi cel privat. Și sunt încrezător, văzând cifrele din ultimii ani, că suntem pe drumul cel bun, avem măsuri luate deja de bun simț, de care cred că acum trebuie să ne ținem pentru a le implementa și doar având un concurs și un parteneriat între toți cei la masă, așezați la masă, vom putea să le ducem la capăt. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Mergem acum către domnul George Tuță. Este deputat și chestor al Camerei Deputaților, tocmai pentru că trebuie să și plece în doar câteva minute, așa că o să vreau să vedem și poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă felicit pentru organizarea acestei dezbateri. Într-adevăr, este nevoie să discutăm din ce în ce mai mult despre lucrurile astea. Anul 2022, cum zicea și doamna Șerban și domnul Oprea, s-a închis pe profit, a trecut destul de bine. Pe mine luna decembrie m-a prins în trezoreria din județul Ilfov, unde am încercat și mi-am deschis un cont de titluri de stat junior, centenar junior. Am ajuns acolo, am solicitat, așa cum mă pregătisem eu de acasă, conturile respective pentru cei doi copii. Doamna, bineînțeles că a apelat la formula de întâmpinare unde sunt copiile certificatului de naștere. Aici vă dați seama că am fost rănit în orgoliu după ce am reușit în Parlament alături de colegii mei să interzicem aceste copii. Am lămurit-o pe doamna că nu are voie, conform legii, să solicite acest lucru. Am notat pe un bilețel de hârtie CNP-urile copiilor și am reușit să deschid acele conturi. Trec peste faptul că m-a invitat la colțul
străzi unde există un astfel de ghișeu unde poți să faci copii sau să scoți la imprimantă. Pe cât pare de amuzant această întâmplare, la final am reușit, am depus, am încercat cu cardul, nu mergea POS-ul, am reușit până la urmă cu numerar să depun și să deschid conturile. Pe cât pare povestea asta destul de apropiată de realitate, cred că are două mari chestiuni pe care le putem trage. Prima dintre ele este eu, deci am luat decizia să deschid un astfel de cont, pentru că asta ar trebui să fie în comportamentul tuturor românilor niște obiective de investiții, niște obiective de economisire. Și mai mult decât atât, cred că este o poveste la fel de interesantă pe care o voi spune copiilor atunci când aceste titluri vor ajunge la maturitate, pentru că îmi doresc ca noi toți de aici să lucrăm în așa fel încât peste 10 ani când ei vor beneficia de acei bani, mulți puțini, titlul pare destul de avantajos, dar nu știm ce se va întâmpla peste 10 ani de zile, să folosească banii ei și să vadă cât de mult a evoluat România în acești 10 ani, de la depunerea și încercarea de deschidere a contului până când ei își vor recupera acei bani. De asta dați-mi voie să vorbesc mai mult despre incluziune financiară. Așa cum făcea trimitere și colegul meu, domnul senator Oprea, am lucrat împreună aproape un an de zile și cu sistemul bancar în care să găsim soluții pentru incluziunea financiară. Ce înseamnă incluziunea financiară din perspectiva noastră? Două componente. Al doilea este accesul, primul este educația. Și când vorbesc despre educație, educația financiară nu este doar despre cum lucrăm cu banii. Ea deschide mintea oamenilor, modelează această gândire care te, până la urmă, spavează drumul către progres. Iar progresul, cred că este cuvântul de bază și cred că domnul director Tănase ne poate confirma că atât participanții cât și investitorii pe bursă urmăresc să progreseze valoarea acțiunilor sale, nu să regreseze. Și de asta cred că progresul ar trebui să fie și punctul nostru central în, când vorbim de piața de capital. Progresul este categoric dușmanul inerției. Pentru că ce facem astăzi, mâine, dacă analizăm ce am putea face mâine, găsim o groază de soluții prin care am putea fi mai eficienți. Și lucrul ăsta cred că l-avem noi de făcut, e să vedem cum arătăm astăzi, cum ne imaginăm să fim poi mâine și mâine să tragem concluziile dacă am reușit să facem pași în direcția aia. Planurile și strategiile pe care le avem sunt într-adevăr foarte bune. Este în dezbatere publică și strategia de educație financiară pe tot parcursul vieții, nu doar în școală, ci indiferent de vârstă. Sunt în dezbateri publici. Problema pe care o văd eu la aceste strategii este acțiunea. Să facem, să începem de undeva. Mă bucur că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene acceptă faptul că încă nu-i pregătită România să listeze 300 de companii și vreau să-i felicit că au găsit cea mai bună soluție pentru a implementa acest obiectiv, de a ajunge la un moment dat la 300 de companii listate. Revenind la progres, el este mai degrabă, dacă vreți, cam mersul la copii. Nu neapărat că sunt marcat de cei doi copii mici pe care i-am, dar e o asemănare în subiectul financiar destul de mare, pe care aș vrea să o subliniez. Oamenii trebuie ajutați, trebuie să aibă acces, trebuie să își propună un grad de transformare cât mai mare. Doar așa poate să atingă acea independență. Poate de prea multe ori în România și mai ales în istoria ei, înainte de 89, oamenii au stat așteptând de la stat să-i rezolve problemele. În anii ăștia, 30 de democrație, a fost un mix. Cred că suntem suficient de maturi ca să începem să ne propunem noi lucrurile astea. Iar aici tehnologia poate crea acest acces. Într-adevăr, domnule Sebeșan, nu văd până acolo, e un semn că
că îmbătrânesc și eu. Trebuie să punem tehnologia să lucreze pentru noi. Acest acces poate să genereze progresul de care vorbim noi. La urma urmei, piața de capital, imaginea ei este imaginea industriei. Și noi, cum am învățat în ultimii ani să fim o societate bazată pe consum destul de mult, cred că trebuie, anul pandemiei ne-a tras semnalul de alarmă că ar trebui să ne uităm și la industriile pe care le avem și să începem să le protejăm. Și de asta cred că plecând de la, adăugând aceste două elemente, educație financiară și acces la servicii financiare pentru a spori incluziunea, vom ajunge negreșit în zona de a avea un cont personal de investiții. De ce cred că e important? Contul personal înseamnă contul bancar, inclusiv în strategia pusă în dezbatere de către cei de la ASF cu Ministerul de Finanțe și cu suportul OCDE-ului, vorbește despre crearea dreptului, sau mă rog, despre bancarizarea românilor. Despre faptul că românii consideră contul de cele mai multe ori doar un mijloc de a obține cash. Cred că aici trebuie făcut un efort, iar individual, și dau foarte mare dreptate domnului Tănase, că nu putem să dezvoltăm piața asta dacă lucrează doar unul. Domnul George Tuță, vă întrerup că suntem într-o mică întârziere, mulțumim tare mult. O să mergem acum către domnul Mihai Cătălin Botez, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Economică din Camera Deputaților. Cu ocazia asta îmi cer și iertare că am făcut mici modificări în program, așadar aveți cuvântul. Înțeleg, nu-i problemă. Eu aș vrea să discutăm un pic și să vă prezint o altă perspectivă legat de parteneriatele public-private și modul în care acestea au evoluat de-a lungul timpului și de faptul că avem nevoie de investiții private, de o altă sursă de bani, în afară de fondurile naționale și fondurile europene, putem atrage și fonduri private cu care să rezolvăm nevoi publice. Pe mine m-a interesat acest subiect și am ajuns la parteneriatul public-privat, pentru că eu sunt deputat de Vaslui. La mine în județ a existat, de fapt, o facilitate de tratament cu ape minerale și care s-a degradat, a fost gestionată de stat și a fost închisă. Asta se află undeva la granița cu Republica Moldova, în localitatea Germănești. Ei, am căutat soluții pentru a finanța această investiție pe care o vedeam ca un parteneriat public-privat. Și am vrut să văd de ce nu funcționează lucrul ăsta, de ce parteneriatul public-privat nu este fezabil și în cazul acestei investiții. Am încercat să convin Consiliul Județean să facă investiția aceasta. Să facă investiția în parteneriat public-privat. Au ales în cele din urmă să facă ei investiția, pentru că terenul aparține UAT-ului, iar resursele de ape minerale sunt deținute de către Consiliul Județean. Ei, și mă gândesc că ar fi fost loc de acest parteneriat public-privat. Dar trebuie să înțelegem că există o teoria dependenței de cale și aș vrea să înțelegem cu toții cam cum au evoluat reglementările în această zonă și cea mai rudimentară formă de parteneriat public-privat sunt aceste închirieri și regim al concesiunilor care s-a legiferat abia în 1998, legea 219 din 1998. Apoi, abia în 2001 s-a dat o lege a achizițiilor publice. Deci nimic despre parteneriate public-private până în acest moment, la modul concret. Ajungem în 2002, când prin legea 470/2002 avem primul act normativ care reglementează parteneriatul public-privat, care nu cred că a generat niciun parteneriat public-privat. Dar până în acest moment și din punct de vedere legal am avut doar posibilitatea de a avea concesiuni sau închirieri. Aceasta e un lucru rudimentar, de bază, care nu ajută la absolut nimic.
Înainte de aderarea la Uniunea Europeană, prin nou G34/2006, s-a legiferat parteneriatul public-privat pentru a ne pune în acord cu machisul comunitar. Noi nici acesta nu a generat nimic, niciun parteneriat public-privat, a fost corectat apoi în 2010 prin legea 178, care și acesta a avut zero rezultate. Deci, suntem în 2010, la 20 de ani de la Revoluție și nu avem niciun parteneriat public-privat. Această prevedere a fost și a modificată un pic mai târziu. Iarăși o modificare importantă, în 2005 s-a dat o hotărâre de guvern prin care se înființa la Ministerul de Finanțe un departament pentru implementarea PPP. Pentru că e o legislație complexă, e un lucru greu de implementat și, de fapt, investitorii au nevoie să știe că intră în parteneriat cu niște parteneri serioși. Ei, acest departament ar fi trebuit să insufle această încredere, nu s-a întâmplat. În 2014, acest departament ajunge în subordinea SGG, care la fel nu are niciun rezultat. În 2016 trece înapoi, prin OUG11, la Ministerul de Finanțe și fără niciun rezultat. Ultima reglementare este OUG39 din 2018. Un proiect de lege, o lege, că este o ordonanță de urgență în vigoare, care nu are norme de aplicare și care nu generează niciun rezultat. Deci, ce vreau să spun în concluzie este că au trecut atâția ani fără ca legislația să ajute în vreun fel investițiile prin parteneriat public-privat, adică o modalitate de a atrage și bani privați pentru investiții. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că am avut guverne schimbate la 6 luni, pentru că avem parlamentari care au un mandat care presupune multe alte constrângeri și de multe ori pare că nu sunt tocmai și majoritățile parlamentare nu merg și n-au aceleași priorități. Și o recomandare, o idee este ca, domnul Covaci, domnul Sebeșanu, domnul Tănase, dumneavoastră să fiți cei care împingeți reglementări și ca parteneriatul public-privat și care urmăriți și ca celelalte despre care s-a vorbit anterior, ca acestea să ajungă să fie puse în practică. Parlamentarii vin trec, secretarii de stat vin trec, guvernele vin și pleacă. Este nevoie ca dumneavoastră să fiți conștiința acestor reglementări care să fie împinse și care să fie puse în practică. Pentru că, de fapt, nu se întâmplă mare lucru, se scriu niște texte pe hârtie, dar implementarea lor este dureros de înceată și de fără rezultate. Mersi. Domnul Botezu, să fac eu o intervenție scurtă. Dintr-o întâmplare, suntem unii din cei puțini care am făcut un PPP cu administrație locală, nu vreau să intru în detalii. Am investit, cred că sunt 10 ani, fiindcă de 9 ani suntem în proces. Am investit niște milioane multe, 32 de milioane, și de atunci încercăm să le recuperăm. Exact ce a spus, legislație stufoasă, s-a schimbat administrația, noua administrație a ieșit unilateral din contract și de atunci încercăm să ne recuperăm bani. Mulțumim. Știu că are și domnul Mihai Precup o intervenție scurtă, dar minute pentru că trebuie doar să plece doamna Cila Hegeduș, secretar de stat în Ministerul Fondului Europene, și atunci dacă sunt întrebări pentru dânsa, o să vă rog să le punem acum. Dacă există întrebări? Așa, o sugestie. Dacă permiteți, ați spus mai devreme că în cazul în care rămân bani din PNRR, vă gândiți la o strategie, la o schemă alternativă prin care să impulsionați investitorii. Eu v-aș sugera ca acești bani să-i folosiți mai degrabă cu antreprenorii, pentru că totuși avem nevoie de antreprenori educați pe bursă, iar ultimul an a dovedit acest lucru.
Mulțumim pentru sugestie. Eu cred că cele două lucruri nu se exclud. Noi finanțăm antreprenorii în momentul de față cu 35 de milioane de euro. Dacă ei consumă toți banii, suntem foarte fericiți. Bineînțeles, este vorba și de educația lor, dar vis-a-vis de antreprenori și vis-a-vis de IMM-uri, totuși să nu uităm că am finanțat 50.000 de firme în ultimii 2 ani. Da, nu în partea de educație, dar mă rog. Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Îmi cer scuze, dar trebuie să plec pentru că avem la guvern o altă ședință. Mă bucur foarte mult că mi-am revăzut colegii, fie din Parlament, fie din guvern, și adresele noastre de mail și contactele noastre sunt clare pe site-ul Ministerului, deci orice fel de comentarii vis-a-vis de viitoarea schemă pe care am spus-o, am discutat deja cu colegii de la ASF, cum de la Ministerul de Finanțe din Parlament, vă mulțumim pentru sugestii. Vă mulțumesc mult și vă doresc o conferință plăcută și utilă în continuare. Mulțumim și noi tare mult pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Mergem acum către domnul Mihai Precup, intervenție scurtă, vă rog. Mulțumesc frumos! Câteva minute. Eu mă bucur din suflet să văd atâta susținere în jurul parteneriatelor publice-private, deoarece este unul dintre subiectele cu care mă ocup în cadrul Ministerului Finanțelor. E o unitate mică, dar voinică. Însă, dați-mi voie să vă spun că avem nevoie, pe lângă atitudinea asta, că nu se poate în România, de dacă vreți, o atitudine constructivă, de măsuri exacte, concrete. Eu pot să vă spun ceea ce am făcut de când sunt în cadrul Ministerului. Dar foarte scurt, vă rog, că suntem deja în întârziere. Ne-am concentrat pe proiecte concrete. Am avut parteneriatul, pentru că vorbim de o colaborare, din partea instituțiilor financiare internaționale. Am interogat toate instituțiile financiare internaționale pentru a ne propune proiecte înspre parteneriat public-privat. Am primit o listă conform legii, ea trebuie să fie aprobată de către guvern și pe măsură ce am avansat cu aceste proiecte, am identificat diferite provocări în cadrul legislativ. Am dat mâna cu avocați, cu mediul privat, cu instituții financiare internaționale și am făcut acele modificări în OG 39 din 2018, astfel încât să operaționalizăm aceste parteneriate publice-private. Vă pot spune din experiență că întreb 10 oameni în România de ce PPP-urile nu merg, fiecare îți va da propria lui istorie, dar prea puțini oameni au citit exact legea, care sunt provocările. Din punctul nostru de vedere, sunt anumite aspecte cu privire la fondurile europene care intră în acel prag de contribuție al statului, în ce privește emisiunea de obligațiuni corporative, pentru că dacă faci un PPP, faci o societate de fond care după aceea trebuie să emită obligațiuni pentru a se finanța. Am refăcut legislația împreună cu cei de la AFC și sperăm ca în perioada următoare să o avem trecută prin guvern, prin Parlament, și eu chiar mă bucur să văd că avem susținerea din partea unui parlamentar pe care îl invit cu drag să ia sugestiile noastre și să le ducă mai departe în Parlament, pentru că eu știu că în Parlament acea lege e blocată de mulți ani de zile, adică din 2018. Luați și sugestiile noastre, duceți-le în Parlament, aprobați-le. Principal este ca românii să beneficieze de investiții și de proiecte, pentru că PPP-urile, chiar dacă în România avem o anumită reticență în a ne pune în parteneriate și suntem suspicioși, la final de zi vin cu expertiză, mai mult decât cu bani. Vin cu expertiza din partea instituțiilor financiare internaționale, din partea privatului, în a demara proiecte strategice pentru România. Și cred că aceasta este cheia dezvoltării României pe termen lung. Vă mulțumesc! Și noi, dacă doriți să mai adăugați ceva, domnule Mihai Cristian Botez? Da, sunt multe lucruri de adăugat. Ideea este că nu sunt 5 ani totuși în care nu s-a întâmplat nimic și că e nevoie de majoritate parlamentară care să aprobe lucrurile astea, majoritate pe care domnul Precup o reprezintă aici, și sper că cu ajutorul colegilor din majoritatea parlamentară, într-adevăr, să trecem acele propuneri pe care le are. Mersi.
Cu siguranță sunt și pași care s-au făcut și pași care mai trebuie făcuți în viitor. Am văzut așadar că fără sprijinul politicului până la urmă nu se poate face nimic. Mergem acum către doamna Ana Bobircă, este membru în Consiliul de Administrație al companiei Transport Trade Services. Este una dintre companiile care chiar nu știu dacă a reușit, și aici îmi cer scuze că n-am reușit să mă documentez foarte bine, nu știu dacă a reușit sau încă are în plan să achiziționeze, deci o să reușească, un operator portuar în valoare de 21,8 milioane de euro, totul se va întâmpla la bursă. Spuneți-ne puțin despre dificultățile pe care le întâmpinați și poate și despre câteva cuvinte despre succesul pe care îl aveți acolo. Mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi face mare plăcere să fiu aici, în special în calitate de membru CEA Transport Trade Services, o companie antreprenorială românească fondată în 97 și listată la BVB în 2021. O companie solidă cu un parcurs de succes, aș zice eu, la BVB. Și îndrăznesc să spun că este până acum un exemplu de bune practici, sper că veți fi de acord și vom demonstra asta și în continuare. Simt nevoia să încep cu o observație așa, de natură optimistă, să zicem, în legătură cu starea de fapt de la BVB și să spun că totuși, din experiența multor ani, nu prea mulți, ca să nu dezvălui chiar tot, BVB a avut o evoluție spectaculoasă în ultimul timp. S-au întâmplat lucruri așteptate și la care toți cei prezenți aici au lucrat intens. În consecință, cred că e sănătos să apreciem această chestiune și să o și recunoaștem. Cum procedăm în continuare? Nu? Astea au fost întrebările, cum dezvoltăm și BVB și cum dezvoltăm compania asta, ca să preiau provocarea doamnei Șerban, în așa fel încât să fie cât mai multe companii care să se poată lista la bursă. Și o să încerc foarte repede să exprim o părere cu privire la metodele pe care le-am avea la dispoziție în așa fel încât să atingem aceste obiective. Și cred că așa, în general, am putea, sumarizând, am putea spune că ar fi două variante sau două opțiuni posibile. Pe de o parte, opțiunea, să zicem, naturală, aceea de a vorbi despre aceste lucruri, în așa fel încât informația să poată fi transmisă între noi, către public, către investitori, prin astfel de evenimente, iată cum facem noi aici. Și aici m-aș opri un pic și aș spune că sunt la al doilea astfel de eveniment și deja am aflat foarte multe lucruri utile, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Deci prin aceste forme de dialog, prin alte metode pe care mediul privat, să zicem, le-ar putea avea la dispoziție, inclusiv prin educație financiară, care este foarte utilă și a dovedit meritele, însă acestea sunt procese care au rezultate pe termen lung. Sigur, e nevoie de consecvență și în procesele acestea de advocacy, să zicem, din partea mediului privat, dar tot așa rezultatele se văd pe perioade mai lungi de timp. Și atunci, cum facem să accelerăm, adică a doua, să zicem, al doilea calup de metode? Aici cred că discutăm despre intervenție. Cred că ne-am obișnuit în ultimii ani cu ideea aceasta de intervenție a instituțiilor publice de toate felurile în economie și, așa cum a spus și domnul director Tănase, e o iluzie să ne imaginăm că lucrurile vor evolua în mod natural. Și atunci avem aici, în termenul așteptat de noi, sigur că ele evoluează în mod natural pe perioade foarte lungi de timp, cum spuneam, dar s-ar putea să nu avem noi timpul necesar să vedem rezultatul. Și atunci, cum accelerăm prin intervenție acest proces de dezvoltare și pentru BVB și pentru companii? Și aici cred că sunt câteva categorii de intervenții. Pe de o parte, aș zice că o formă de intervenție este aceea prin acțiune directă a statului, cum ar fi, de pildă, listarea hidroelectrică, așteptată de foarte mulți ani, cum ziceam, care
va avea, eu chiar cred că va avea, un efect de antrenare asupra pieței, mai mulți investitori, mai multe tranzacții, mai mare lichiditate și de asemenea va contribui semnificativ la confirmarea statutului de piață emergentă, un obiectiv pe care ni l-am propus toți cei de aici cu ceva ani în urmă și iată că devine validat, confirmat, realizat în totalitate, să zicem așa. Și prin alte listări de companii de stat similare, sperăm noi. O altă formă de intervenție ar fi cea prin reglementare. Și aici iarăși îndrăznesc să spun că am observat și am văzut și în intervenția domnului Grădinescu, sunt sigură că vom vedea în continuare, o, cum să zic, flexibilizare a reglementării în așa fel încât accesul pe piață să devină mai ușor. Aici iarăși mă opresc puțin și spun că din experiența personală, interacțiunea mea cu ASF-ul în mod special, cu iată domnul Pop aici alături de mine, s-a dovedit a fi de mare utilitate și am fost tratați cu profesionalism, drept care nu putem decât să apreciem. De asemenea, iată MIPE, nu, cu intervenția aceasta legată de schema de listare, care cred eu că merită analizată în profunzime, ea s-ar putea să-și dovedească de asemenea meritele în timp. Bugetul ar fi de cheltuit până la finalul programului, deci cine știe, s-ar putea să existe surpriza listării mai multor companii până la finalul acestui program și de asemenea, după știința mea, acoperă și perioada începând cu anul 2020, deci listări deja existente, terminate, realizate. Și de asemenea, aș mai zice că o intervenție de tip absolut necesar este aceea prin finanțare atât a instituțiilor naționale, dar chiar și a instituțiilor, să zicem așa, internaționale sau, mă rog, supranaționale de tip Comisia Europeană. Și aici m-aș referi și la PNRR, ca să acopăr, da, schema de listare și fondul de fonduri, sigur, care contribuie la creșterea companiilor și posibilitatea de a le aduce pe bursă, dar și la programele disponibile la nivelul Comisiei Europene, programe de tip InvestEU, care, începând cu această perioadă de programare, noua perioadă de programare, au un capitol dedicat fondurilor de investiții de tip pre-IPO. Adică, iată, exact subiectul discuției noastre de astăzi. Asta arată că există o preocupare și la nivel european pentru a crea o piață de SMI-uri mult mai activă și pentru a crește companiile europene și a le menține, odată ce le-am crescut, în interiorul Europei, finanțându-le și apoi listându-le la bursă. M-aș uita cu atenție la acest tip de instrument. De asemenea, tot după știința mea, există și varianta finanțării unui fond de tip pre-IPO, inclusiv prin PNRR. Deci, aceasta a treia metodă, finanțarea directă. Pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al companiilor românești, și aici doamna Șerban a dat niște, să zicem, niște cifre. Eu am aici niște cifre care spun că sunt 12.000 de companii în România care au venituri peste 1.000.000 de euro. Deci discutăm de un număr relativ redus, aș spune, de companii cu potențial eventual de listare. Deci aici, apropo de instrumente financiare care să îmbunătățească accesul la finanțare și să contribuie la capitalizarea companiilor românești, că de fapt asta este problema, capitalizarea insuficientă, în așa fel încât să se poată califica pentru a fi investibile și ulterior pentru a fi listate la bursă. Cred că un alt proiect din PNRR, și aici îmi pare rău că nu mai e domnul Precup de față, este înființarea Băncii de Dezvoltare, termin imediat,
văd că sunteți, da, constrâns de timp, care, după aprecierea mea, e de natură să contribuie semnificativ la crearea unor instrumente de finanțare care să îmbunătățească accesul firmelor românești la capital, adaptate nevoilor pieței românești, ceea ce ar fi, de asemenea, un obiectiv mult așteptat. Și ca să dovedesc faptul că TTS e un exemplu de bune practici, nu o să răspund în mod direct la întrebarea dumneavoastră, acesta a fost răspunsul meu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Dacă sunt întrebări pentru domnul Precup și pentru ministrul de finanțe, care mai întârzie domnul Căciu, dânsii vor rămâne până la final, deci o să le putem adresa. Cu aceste idei enunțate de dumneavoastră, încheiem și primul panel. Mergem acum către panelul cu numărul 2. Cum atragem la bursă noi jucători semnificativi din economia privată a acestei țări și vedem care sunt și cele mai așteptate listări la bursă în 2023 și cu siguranță poate cea mai așteptată este listarea hidroelectrică, așa cum s-a tot spus pe parcursul acestui prim panel. Domnul Radu Constantin este deja alături de noi, manager al departamentului de trading din cadrul hidroelectrică. Bună ziua, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți să vedem așadar dacă se listează până la urmă hidroelectrică în 2023 și în România și ce alte planuri sunt acolo, având în vedere că veți accede până la urmă la piața de capital. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc tuturor pentru invitație. Mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră în acest context foarte interesant al pieței de capital, unde hidroelectrica, bineînțeles că este o așteptare de mult timp pentru hidroelectrica de a fi listată, astfel încât mesajele transmise de noi către investitori și către absolut toată lumea care este foarte atentă la rezultatele financiare, la modul de lucru în hidroelectrică, la absolut toate aceste aspecte, sunt elemente care prin această listare vor oferi o transparență suplimentară prin acest proces de IPO. Prin acest IPO, oricine din România, orice român, poate deveni acționar la hidroelectrica. Asta este o continuare normală și eficientă a unei companii care se află într-o zonă de maturitate în acest moment. Hidroelectrica, după cum știți, a depășit în ultimii 10 ani, a trecut prin multe faze de maturizare, de la portofoliu până la segmente de business noi, până la dezvoltare și dezvoltări suplimentare care au fost efectuate în cadrul companiei, astfel încât în momentul ăsta suntem aliniați pentru această listare, care nu va fi cu dacă, ci va fi în anul 2023, astfel încât să venim în întâmpinarea absolut tuturor participanților la piața de capital, pentru că toată lumea are cuvântul hidroelectrica pe buze, astfel încât să oferim ceea ce se așteaptă de la noi. Această transparență, bineînțeles, este un element cheie, care este efectiv un element deosebit de important în ceea ce facem noi în cadrul hidroelectrică, în cadrul companiei, astfel încât să ne asumăm acele angajamente, nu doar obiectivele financiare, pentru că, ok, toată lumea știe despre hidroelectrica, despre obiectivele financiare îndeplinite cu succes în ultimii ani, ea fiind o companie strategică la nivel național, dar suntem într-un moment în care nu doar obiectivele financiare vor conta, ci și asumarea față de mediu și asupra impactului social al operațiunilor hidroelectrică. Astfel încât toate aceste deziderate cu siguranță că vor fi îndeplinite de către companie și cu siguranță că vom fi un punct de reper în istoria Bursei de Valori București. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru intervenție, așadar se va întâmpla cu siguranță în 2023, ne-ați dat aici asigurări. Mergem acum către domnul Adrian Tănase, în continuare director general al Bursei de Valori București, pentru a vedea care sunt proiectele pe care le aveți în această zonă de a atrage noi emitenți pe bursă și, desigur, cu mai detaliat, dacă putem, ca să înțelegem exact ce se va întâmpla pe parcursul următorilor ani. Avem proiecte atât de atragere noi emitenți, cât și de atragere noi investitori, bineînțeles, și la nivelul bursei, proiecte specifice la nivelul bursei. Pentru noi emitenți avem un program care se numește Made in România, prin care încercăm să punem la masă, creăm o platformă care
emitenții să aibă legătura cu consultanții pentru a-și pregăti business-ul, pentru că este un exercițiu, așa cum a mai fost menționat aici, este în primul rând un exercițiu de educare și din partea antreprenorilor în ceea ce privește piața de capital, mecanismele, cum trebuie să se pregătească din punct de vedere al guvernanței, da? Din punct de vedere al raportorilor financiare, bineînțeles, și acolo trebuie să făcute anumite lucruri, mai ales dacă vin pe piața reglementată, și vrem să-i punem în contact și cu finanțatori, pentru că nu adresăm doar piața de capital, încercăm să creăm această platformă prin care să companiile să intre, de exemplu, în contact cu un private equity. Da? Deci nu adresăm neapărat listarea, pentru că credem că în mod natural o companie care crește ajunge la într-un final, sperăm să se listeze. Da? Deci ăsta este proiectul nostru pe partea de emitenți, avem workshop-uri pe care le realizăm, avem parteneri foarte puternici, partenerul nostru strategic în proiect este Microsoft, da? În sine este un semnal, pentru că dânsii vor, și noi vrem împreună și cu alți parteneri din proiect să impunem și aceste soluții din zona de digitalizare, da? Pentru antreprenori. Și sunt deja rezultate pe care le-am văzut, companiile au început să vină către bursă, da? Bineînțeles, acum ritmul ăsta al listărilor s-a mai domolit, să spunem, în mod, avem o explicație, pentru că listările nu se întâmplă așa în mod continuu și în mod liniar, pur și ele depind și de apetitul investitorilor pentru această clasă de active, să spunem, pentru acțiuni, iar apetitul a scăzut din cauza factorilor macroeconomici, da? Și aici m-aș referi doar la creșterea dobânzilor. Deci dobânzile sunt mult mai mari față de 2021, apetitul pentru investiții în acțiuni scade, pentru că alternativa ar fi să investești în titluri de stat, care acum aduc randamente foarte bune. Dar ce pot spune este că avem discuții cu foarte mulți antreprenori și foarte mulți au început să afle despre mecanismele bursei. Asta ne interesează pe noi foarte tare și sunt convins că în momentul în care condițiile astea se normalizează, vom avea trendul ăsta, se va reconfirma, pe care l-am văzut în 2021, și cred că se va accelera. Da? Trendul de listări. Deci nu am nicio emoție din punctul ăsta de vedere, pentru că observăm că antreprenorii au descoperit acest mecanism, au descoperit această posibilitate de a se finanța prin piața de capital. Este semnal pe care îl avem și dinspre partea comunității de brokeri, da? Pentru că orice listare se face printr-un broker, care acum 2-3 ani ziceau că alergau ei după emitenți, acum au zis că au început să filtreze emitenții care vin către ei, deci ăsta este un semnal în sine că comunitatea de antreprenori a aflat despre piața de capital și cred că nu vor mai uita de acum încolo, pentru că este o informație foarte, foarte necesară și foarte e o informație despre cum își pot crește business-urile, despre cum se pot finanța, este o informație care deja circulă în această comunitate și se amplifică ca și mesaj. Deci știm că sunt deja foarte mulți antreprenori care își pregătesc procesul de listare sau de transfer de pe euro pe piața reglementată și, din nou, cred că nu putem fi decât optimiști, asta în condițiile în care condițiile se vor normaliza, să spunem, adică inflația să scadă, să avem pace în regiune și în acel moment, eu zic că anul 2021 va fi un an care va fi bătut ca și număr de emitenți și ca și valoarea emitenților. Pe partea de, avem și demersul pe partea de investitori, bineînțeles, aducem mai mulți investitori la bursă, iar unul dintre platformele care încercăm să o creăm acum este BVB Research, acolo încercăm să punem cât mai multe informații care să ajute investitorii individuali despre mecanismele pieței de capital și despre modul în care un investitor trebuie să se uite la piața de capital, fie că face investiție directă și alege face el singur portofoliu, fie că accesează piața de capital printr-un fond de investiții, fie că e fond de pensii, fond de deschidere de investiții. Deci încercăm, avem acum o zonă de contributori în acea platformă, chiar încercăm să aducem cât mai multă substanță care să ajute investitorul individual. Deci zona asta de educație, incluziune financiară, pentru că este foarte importantă,
o adresăm, încercăm să o adresăm, bineînțeles, așa cum a menționat și doamna Băbir, că sunt chestiuni care, al căror rezultat se văd pe termen lung, dar sunt chestiuni obligatorii pe care trebuie să le facem, pentru că fără să ne asigurăm că toată lumea înțelege foarte bine modul în care funcționează piața de capital, fie partea de antreprenori, fie partea de investitori, trebuie să avem această siguranță că lumea înțelege foarte bine la ce se înhamă. Nu putem spera că vom dezvolta piața, că vom dezvolta piața într-un mod sustenabil. Iar al doilea aspect, iar ca să revin un pic la ideea cu care am început evenimentul, să spunem, trebuie să comunicăm foarte bine cu autoritățile, trebuie să, da, pe partea asta de educație iar este foarte important, dar și pe partea de capacitare a pieței iar este foarte important să lucrăm foarte mult și mă bucur foarte tare că toate mesajele de aici nu mi-a trezit niciun mesaj vreo suspiciune, suntem aliniați, important este să le și punem în aplicare, sunt încă foarte multe chestii de făcut pentru a capacita piața și aș vrea să mă refer aici doar la mențiunile cu privire la finanțarea infrastructurii, da? Cu privire la PPP-uri, iar este foarte important să avem aceste instrumente funcționale. Fondurile de pensie au o limită de 10% să investească în PPP-uri pe care nu o folosesc. Da? Deci sunt acolo, în zona fondurilor de pensie, 2 miliarde de euro care stau să fie investite în astfel de proiecte și încă nu avem proiecte puse pe masă, plus cu IFI-urile care au foarte mulți bani. Deci bani sunt foarte mulți, însă trebuie să... bani sunt foarte mulți, nevoie foarte mare, noi trebuie doar să capacităm această legătură între furnizorii de bani și cei care au nevoie de bani, iar această capacitare trebuie să se afle în zona de a crea instrumente și în zona de a educa, atât emitenții cât și investitorii să le folosească. Și a mai fost menționat de către domnul Sebeșanu reglementarea RIT-urilor, iar sunt foarte importante, inclusiv pentru un sector atât de important pentru orice economie, care este sectorul de real estate, dar prin aceste RIT-uri se pot finanța și alte proiecte în agricultură, inclusiv proiecte de infrastructură. Sperăm să avem toate aceste lucruri, cât mai curând disponibile în piață. Da? Și ca să mă, un ultim subiect este acest efort pe care îl facem împreună și cu ARIR și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară să facilităm operațiunea cea mai importantă pe care o presupune listarea pieței de capital, atragerea de bani. Deci vrem să lucrăm împreună cu autoritatea să simplificăm cât mai mult operațiunea asta de atragere de bani, un emitent care este listat să aibă, să fie foarte facil ca în momentul în care se decide să facă o majorare de capital să poată face repede, da? Încă nu suntem acolo unde ne dorim, însă trebuie ca această perioadă între decizia lui de a atrage bani și momentul în care e atras să fie foarte scurtă. Nu putem spune că avem o piață de capital eficientă dacă această perioadă durează o jumătate de an. În jumătate de an se pot întâmpla foarte multe lucruri și există un risc ca toată lumea să-și piardă timpul, da? Pentru că condițiile de piață în jumătate de an se pot schimba semnificativ. Mulțumesc! De la jumătate de an în sus, înțelegem chiar. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Mergem acum către doamna Daniela Șerban, președinte al Asociației Române pentru Relația cu Investitorii, să vedem și care sunt proiectele dumneavoastră în această zonă pentru dezvoltarea pieței de capital. Mulțumim mult. Reiterez așadar încântarea de a participa în calitate de asociație profesională care reunește printre cei mai activi emitenți din piața de capital, unii dintre ei chiar prezenți astăzi, și Impact Developer and Contractor și Agista sunt membri ai ARIR și ne bucurăm de susținerea lor, dar și altor aproape 40 de membri. Ca și comunitatea companiilor listate, în primul rând suntem o resursă de cunoștințe a companiilor care deja s-au listat și care pot oferi aceste cunoștințe și informații către companiile interesate de listare. Mai mult decât atât, de anul trecut ne-am setat o agendă de priorități prin care dorim să punem umărul ca piața de capital să fie mai atractivă, mai eficientă și mai relevantă. Ne bucurăm să fim parte și
să participăm la discuții, dar să fim parte din strategia pieței de capital inițiată de ASF și Ministerul Finanțelor prin OECD. Interesul nostru major, cum au menționat și domnul Sebeșanu și domnul Tănase, este cel legat de majorările de capital. Sunt deja discuții și am participat la discuții și mulțumim ASF pentru deschiderea care au dat, de care au dat dovadă pentru a urgenta sau prioritiza acest punct din strategia pieței, însă o așteptăm cu interes odată ce va fi aprobată de guvern pentru a înainta mai repede. Sigur, proiectele de educație financiară și antreprenorială sunt la ordinea zilei în comunitatea noastră, dar nu numai. Realizăm an de an atât forum cât și gală, precum și un indicator vector prin care încurajăm transparența. O companie odată listată la bursă trebuie să fie mai transparentă, trebuie să comunice cu investitorii și acesta este de fapt și misiunea RIR, cea de a promova conceptul de investor relations sau de transparență între companii și investitori. În urmă cu aproximativ 10 ani se spunea că aceasta ar fi principalul motiv pentru care nu avem mai multe companii antreprenoriale listate, cum că nu ar vrea să fie transparente. Cred că am depășit acea etapă și acum vorbim de strategii, de proiecte care să fie finanțabile și să genereze valoare adăugată. Mulțumesc! Mulțumim tare mult și noi. În mod normal, așa cum ne arată programul, ar fi trebuit să discutăm acum cu domnul Stere Farmache, fost CEO al Bursei de Valori București, însă dânsul mai întârzi, așa că o să mergem acum către domnul Cristian Duțescu. Este președinte al Organizației Profesioniștilor Pieței de Capital și poate discutăm aici cu dumneavoastră și puțin despre aceste campanii de educație financiară, să ne mai lămurim exact ce ar trebui făcut, ce pași concreți ar trebui să facem în această direcție. Mulțumesc! Noi organizăm de destul de mulți ani cursuri pentru, e adevărat, pentru profesioniștii pieței de capital, conducători și angajații ai societăților de servicii de investiții financiare și fondurilor de investiții. Latura educativă cred că este deosebit de importantă, sigur, pentru dezvoltarea unei viziuni economice. Am avut mulți ani un proiect și cu Institutul Național al Magistraturii, în cadrul pregătirii profesionale continue a domniilor lor. Am încercat să organizăm și chiar am organizat seminarii în care am prezentat elementele dreptului pieței de capital în întâlniri cu judecătorii și procurorii. Însă aș vrea, dacă cu îngăduința dumneavoastră, foarte pe scurt, să mă refer la elementul esențial care, în opinia mea, contribuie la atragerea de jucători noi și de investiții pe piața de capital. Acesta se numește încredere și credeam că o să aud mai mult despre această noțiune. Fără încredere în piața de capital, în companiile listate, fără încredere în instrumentele care sunt oferite, este destul de complicat, chiar cu o educație financiară care se desfășoară în mod susținut. Pentru că, practic, se solicită încredere atunci când Bursa de Valori București, domnul Adrian Tănase, domnul Radu Hanga invită antreprenorii să își listeze compania, să ia decizia în cadrul adunării generale să își listeze compania, mă rog, să-și majoreze capitalul social. Această încredere se solicită a fi acordată unor abstracțiuni absolute. Instrumentele financiare sunt absolut abstracte. Sunt, de fapt, instrumentele financiare în lumea de astăzi reprezintă cea mai bună expresie a viziunii hegeliene cu privire la natura lucrurilor. Natura lucrurilor se bazează pe o chestiune universală și abstractă. Ori, din această perspectivă, cred că elementul încredere este esențial. Investești în ceva pe care nu poți să-l simți. Și dacă ne gândim că și acum 3000 de ani Parmenide făcea o distinție între ceea ce se poate percepe senzorial, se poate pipăi, se poate simți, se poate mirosi și lucrurile care pot să fie explicate prin rațiune, înțelegem că această idee de încredere nu este un lucru nou, dar trebuie cumva să fie construit prin reglementări, prin drept, prin justiție, prin aplicarea corectă a regulilor de drept. Eu constat în ultimii 15 ani că avem de a face cu suprareglementare în piețele financiare, care sigur că este generată de viziunea Parlamentului European, a Comisiei Europene. Mă rog, de când România a aderat la Uniunea Europeană, sigur că sunt acte normative de directă aplicare, regulamentele europene,
care sunt directive aplicare și directivele care necesită transpunere. Din această perspectivă, eu sunt convins că marea majoritate a celor care sunt aici și celor care și proprietarilor dreptului din piața de capital nu cunosc și n-au avut timp să parcurgă întreaga legislație, ceea ce cred că este o problemă din perspectiva încrederii. Dar o simplificare a regulilor care este de dorit, trebuie să se realizeze într-un mod inteligent și aici cred că ar trebui să fie intervenția statului. În viziunea mea, cred că statul ar trebui să aibă o intervenție cât mai mică în economie. Sigur, listarea hidroelectrică este de așteptat de foarte mult timp. E o parte a contractului social, dacă vreți, pe care cumva l-a încheiat, mă rog, îl încheie și îl reînnoiește cetățenii în fiecare ciclu electoral cu cei care urmează să-i reprezinte. Listarea hidroelectrică a fost o temă care a apărut dinainte de intrarea în insolvență în 2012. Sperăm, așa cum am auzit astăzi, să se întâmple în 2023. O mare companie care să se listeze pe piața de capital din România, Bursa de Valori București, ar fi un câștig extraordinar de mare. Și așteptăm, dorim să fie astfel de companii, dorim să fie însă și SMI-uri listate. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, nu o să vorbesc foarte mult. Se vorbea de majoritatea de capital, pentru că prin majoritatea de capital social, evident, se realizează finanțarea companiilor, indiferent dacă sunt listate sau nu. Ori eu cred că din această perspectivă a reglementărilor ar trebui să se acorde puțin mai mare atenție modalității în care se realizează în mod efectiv aceste majorări de capital social. Am văzut și sunt două elemente pe care aș vrea să le, sau chiar trei pe care aș vrea să le subliniez. Primul este legat de faptul că în unele situații majorări de capital social, și aici vorbim de companii nou listate, și aș vrea, fac o paranteză, aplaud și consider că a fost o perioadă extraordinar de benefică și este meritul și a lui Adrian Tănase și a lui Radu Hanga și a celorlalți membri în conducerea bursei că am avut această campanie de listări extraordinar de bună în 2020 și 2021, sigur, și pe un anumit fond, dobânzi scăzute, pandemie, bani foarte mulți care au existat în piață, dar este absolut remarcabil. Din cealaltă perspectivă, cred că trebuie puțin ca această calitate a normelor juridice să fie, să crească, să fie îmbunătățită. Și așa cum am închid paranteza, sunt două elemente. Majoritatea de capital social care se realizează la un preț și care au o valoare care nu este cunoscută la momentul convocării și adoptării hotărârii de către Adunarea Generală, prețul pe acțiune se stabilește în funcție de un algoritm, în funcție de prețul de tranzacționare, ceea ce este cumva contrar principiul esențial al finanțării prin intermediul pieței de capital și prin apelarea la fondurile deținute de persoane pe care antreprenorul nu le cunoaște. Deci nu avem o valoare clară a majorii de capital social, a valorii de majorare la momentul adoptării hotărârii, ci, repet, este un algoritm care se stabilește în funcție de prețul de tranzacționare. Un alt element pe care aș vrea să-l subliniez este aceea că în a doua etapă a majorării, sigur că prima etapă e destinată deținătorilor de drepturi preferință, în a doua etapă, unii emitenți indică expressis verbis că se va realiza prin plasament privat. Ori aici avem de-a face cu o coliziune destul de evidentă cu o normă din, și m-am izbit în activitatea profesională de o astfel de situație, cu o normă din regulamentul 15/2018 al ASF, care arată că în a doua etapă acțiunile nouă emise se oferă publicului. Ori noțiunea de public, sigur că poate să comporte nenumărate definiții, însă dacă ne uităm și în DEX, mă rog, și luăm explicația comună care este oferită și care există în mentalul colectiv, prin public nu putem, publicul este în mod evident opus noțiunii de privat, de plasament privat. De aceea cred că ar trebui cumva să se lămurească, nu neapărat să se reglementeze, ci puțin să se clarifice modalitatea în care se face această majoritate de capital, pentru că revin la ceea ce am spus, vorbim de încredere. Atâta vreme cât o companie, chiar listată și cu valențe antreprenoriale, are un administrator unic, care este și acționar majoritar și realizează și astfel de majoritate de capital social, cred că încrederea poate să fie diminuată și chiar să fie subminată în viitor. Și o să închid, am o altă chestiune pe care aș vrea să o subliniez. Cred că ar trebui să crească și calitatea informațiilor care sunt oferite atunci când se realizează plasamente private într-un limbaj nejuridic, se realizează oferte adresate unui număr mai puțin de 150 de investitori. Avem zilele astea o situație cu un emitent care a listat acum 2 ani, 3 ani, aproape
o emisiune de obligațiuni, acum 2 ani, o altă emisiune de obligațiuni, vorbesc de Vivrdeco, care urmează să intre în insolvență, foarte, foarte posibil. Ori această, sigur, nu dețin toate elementele necesare decât cele publice, schimbarea radicală a situației, sau cel puțin aparent schimbarea radicală în mai puțin de un an de zile de la momentul de listării, faptul că un auditor nu a exprimat nicio opinie primele situații financiare după cea de-a doua listare de obligațiuni, au reprezentat sau ar fi trebuit să reprezinte semnale de alarmă pentru investitori, nu zic neapărat pentru autoritate, pentru ASF, dar eu sunt convins că a fost monitorizată această situație. Însă cred că, revenind, calitatea informațiilor care au fost prezentate în memorandumul de listare ar fi trebuit să fie superioară, astfel încât să nu existe, și am citit memorandumul, nu erau elemente care să prevadă o astfel de situație, și cred că aici ar trebui să se acorde puțin mai multă atenție în această calitate a informațiilor. Pe de altă parte, este remarcabil, repet, că piața, segmentul aero a crescut atât de mult în ultima vreme, că avem aceste listări. Nu trebuie să confundăm, dar nici nu trebuie să uităm experiența pieței RASDAQ, când aveam 5.000 de emitenți, acum se vorbește de un target de 300. România a mai văzut acest film, sperăm să nu se repete experiența și nu are cum să repete experiența pieței RASDAQ. Cred că protecția investitorilor se poate asigura într-un mod mult mai bun și mai benefic pe segmentul acesta de piață alternativă, de sistem alternativ de tranzacționare, numit astăzi AERO. Și aici este, cred că este și rolul Autorității de Supraveghere Financiară. Eu cred că pe acest segment, cel puțin ar trebui să se realize o înălțare pentru societățile de dimensiuni mai mari, care, sigur, nu doresc să se riseze piața reglementată, ar trebui să existe acele elemente de protecție ale investitorilor care erau pentru societățile chiar de mici dimensiuni de pe piața RASDAQ, și aici mă refer la votul cumulativ și la oferta publică de preluare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes în continuare. Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră și pentru că discutăm despre atragerea de noi emitenți și investitori la bursă. Companiile se plâng de foarte multe ori că trebuie să depună rapoarte care poate conțin chiar aceleași informații la mai multe instituții ale statului în principal, de exemplu la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la ANAF sau chiar la Bursa de Valori București. Și atunci nu putem să ne întrebăm cum am putea digitaliza aceste activități, poate chiar simplifica, și de asta l-am invitat astăzi și o să-i dăm cuvântul în continuare domnului Andrei Niculae, este vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României. Știm că există și acel cloud guvernamental prins în Planul Național de Redresare și Reziliență. Așadar, ce rol poate avea Autoritatea de Digitalizare în a simplifica toți acești pași? Sigur, vă mulțumesc pentru invitație în primul rând. Sunt onorat să iau parte la acest eveniment. Poate la o primă vedere, domeniul de activitate al instituției noastre și domeniul de activitate al dumneavoastră în zona pieței de capital nu este, legătura dintre ele nu este atât de evidentă, însă ascultând intervențiile dumneavoastră de până acum, am observat niște zone în care zone de interes comune, având în vedere că reprezentăm două domenii emergente, aș spune, două domenii de viitor, ne confruntăm cu niște realități similare. În primul rând, nivelul de educație. Nivelul de educație și de înțelegere al instrumentelor digitale și nivelul de cunoaștere și înțelegere a piețelor de capital, aș spune că este, din păcate, la un nivel rudimentar în România, însă lucrul ăsta, în domeniul digitalizării și în domeniul dumneavoastră, reprezintă o oportunitate, oportunitatea de a forma comportamente, oportunitatea de a deschide apetitul oamenilor în modul în care ne dorim noi să o facem. Pentru dumneavoastră, cum am spus și am auzit discutându-se de maniere prin care putem atrage noi companii să se listeze la bursă, cred că este foarte important să discutăm cum facem să atragem și investitori la bursă, pentru că atractivitatea pieței de capital cred că este în strânsă legătură cu nivelul de oameni care au apetit să investească în această zonă. Ori pregătirea generației care vine din urmă să înțeleagă instrumentele financiare, să înțeleagă elemente simple din această zonă, ce înseamnă active, ce înseamnă pasive, care sunt soluțiile pe care le avem pentru a investi, că sunt platforme de trading în criptomonede, că sunt investiții la bursă, că sunt platforme de trading de orice fel de natură, este foarte important să explicăm din start generației care vine din urmă, la fel ca în domeniul digitalizării, se aplică și în domeniul dumneavoastră, să le antrenăm comportamentele, să înțeleagă oportunitatea, să înțeleagă modul în care această industrie va evolua în viitor. Vedem totodată că generația care vine din urmă
asta este un lucru pe care l-am constatat și noi în digitalizare și cred că este un lucru pe care îl puteți constata și dumneavoastră în ceea ce privește piețele financiare. Acuitatea asta a tinerilor de a recurge și a folosi instrumente digitale prezintă o oportunitate foarte, foarte, foarte mare din punctul nostru de vedere. Vedem din ce în ce mai mult tinerii care au acele side hustle-uri, să le spunem, tinerii care își monetizează, dacă vreți, care produc venituri din skill-uri și din pasiuni în mediul online. Se folosesc de pasiunile pe care le au și produc bani. Deci democratizarea și accesibilizarea instrumentelor financiare pentru tineri în mediul online cu siguranță va crește numărul, coroborată totodată cu investiția în educație, va crește numărul tinerilor care aleg să investească, care aleg să folosească instrumente financiare electronice, lucru pe care l-am sesizat și noi în cadrul ADR. Și vă dau un exemplu, platforma ghișeu.ro, ca să mă leg un pic de ce am spus mai devreme, faptul că am reușit să avem o platformă accesibilă, faptul că am reușit să avem o platformă care să se plieze foarte bine pe acuitatea asta din ce în ce mai mare a cetățenilor să folosească instrumente digitale, ne-a adus să avem rezultate extraordinare. Aproape 1,7 milioane de utilizatori, cea mai de succes platforma statului român, platformă dezvoltată în parteneriat cu mediul privat, împreună cu Asociația de Plăți Electronice din România, arată faptul că, pe de o parte, investițiile pe care le-am făcut în conștientizarea eficienței, apelării la metode digitale și accesibilitatea pe care o oferă platforma, aduc de la sine numai beneficii și lucrul acesta este vizibil în cifrele pe care le-am înregistrat pe ghișeu.ro. Totodată, nevoia de investiții investiții în educație se referă la investițiile în populație, se referă la investițiile în trainingul funcționarilor publici, dar se referă și la banii pe care îi investim în companiile mici, în SME-uri, în IMM-uri, pentru a putea înțelege și folosi mai eficient tehnologiile viitorului. La ADR gestionăm un proiect din PNRR, un proiect care își propune să investească 36 de milioane de euro în înțelegerea tehnologiilor de viitor de către angajații din IMM-uri. 36 de milioane de euro care vor merge către peste 2000 de IMM-uri din România, 36 de milioane care se vor duce direct către traininguri pentru a înțelege tehnologiile viitorului, inteligența artificială, blockchain, Internet of Things și tot felul de astfel de tehnologii. Și cum am spus, pregătirea viitorului și conștientizarea fenomenului, atât în transformare digitală pe domeniul nostru de activitate, cât și în domeniul piețelor de capital, ca industrie emergentă totuși în România, este foarte importantă și deși este un proces pe termen lung, la fel cum a spus și doamna Băbârcă, nu trebuie să ne ferim să facem lucrurile acelea care poate sunt de durată, dar care la un moment dat își vor arăta rodul 100% și să ne legăm și de ce a spus antevorbitorul meu legat de încredere. O comunicare transparentă, investiții în educație, vor crește cu siguranță gradul de încredere și noi ne lovim de aceeași realitate. Principala problemă pe care o avem în a face oamenii să adopte instrumentele digitale pe care le pun la dispoziție este încrederea, într-adevăr. Dar lucrul ăsta, odată îl mitigăm prin antrenarea de comportamente, investiția în educație, pentru că, cum am spus și la început, ne putem folosi de educația rudimentară din piață pentru a învăța pe oameni lucrurile care contează. Acest lucru ne-a ajutat și pe noi să creștem de la an la an gradul de digitalizare al statului și gradul de utilizare al platformelor digitale. Cum ați spus și dumneavoastră, cum facem prin digitalizare ca toate aceste proceduri birocratice să fie mai simple? În primul rând, digitalizarea, ca principiu, transformarea digitală, dacă vreți, presupune regândirea tuturor arhitecturilor birocratice de sistem greoaie sau care am constatat în ultimii ani că nu funcționează așa cum ne-am dorit. Digitalizarea și transformarea digitală, dacă vreți, oferă oportunitatea unei revoluții a birocrației, o regândire a tuturor sistemelor și o eficientizare a lor, pentru că atunci când facem digitalizare nu mutăm birocrația actuală în cloud sau nu mutăm birocrația actuală în platforme, ci regândim toate sistemele în așa fel încât ele să funcționeze mai eficient, mai rapid și cu mai puține blocaje, exact cum a spus și dumneavoastră. La nivel punctual, legea interoperabilității este o inițiativă legislativă care a trecut anul trecut și care oferă fundamentul digitalizării reale, oferă fundamentul extrem de necesar pentru ca bazele de date ale instituțiilor publice să comunice între ele. În termeni punctuali, vei avea nevoie doar de buletin, te vei duce la un ghișeu și instituțiile în sine vor putea să acceseze toate acele documente care au legătură cu persoana ta sau cu persoana juridică, mă rog, compania pe care o reprezinți. Deci,
Îmbunătățirile legislative, îmbunătățirile la nivel de platforme, cum a spus și cloudul guvernamental, sunt fix în această direcție, în direcția de a regândi toate aceste procese care, din păcate, sunt greoaie și a lăsa, a reda timp oamenilor pentru lucrurile care contează, pentru timp petrecut în familie sau pentru a avea un business sau pentru a investi la bursă. Deci, cum am spus, în concluzie, cele două domenii au foarte multe lucruri în comun, ca domenii emergente, ca domenii de viitor, deși sunt domenii ale prezentului, și învățăturile pe care le tragem, din punctul meu de vedere, merg mână în mână în cele două ramuri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Mergem acum către domnul Răzvan Pop, este șef al Serviciului de Transparență și Raportări Emitenți din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. O să vreau să ne dezvoltați puțin despre ce beneficii va avea această nouă strategie pentru bursa de valori, pentru piața de capital. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, este o oportunitate și pentru noi să fim participanți la acest eveniment. Sigur că nici nu aveam cum să lipsim, fiind parte din acest mecanism, cum vorbea și domnul Tănase mai devreme, sunt multe rotițe care se învârt, toate participă la efortul comun și noi nu aveam cum să nu fim aici, fiind o rotiță destul de importantă în acest angrenaj. E un beneficiu și un dezavantaj să vorbești spre finalul discuțiilor, dezavantajul este că multe din lucrurile pe care le aveai de spus s-au spus. Avantajul este că, cel puțin pentru situația de față, se poate observa destul de clar că este o convergență a ideilor și a obiectivelor pe care noi le avem. Toți cei de la masă sunt clar angajați să meargă în aceeași direcție, ceea ce este foarte important. N-am să reiau toate elementele pe care toți participanții le-au enumerat, am să trec doar un pic prin câteva, să le dau și nuanța autorității. S-a vorbit cu preponderență de cadrul de reglementare, de actualizarea cadrului de reglementare și de educație financiară. Ele, sigur, că fac parte în mai multe puncte, după cum știți și puteți observa în strategia pieței de capital, sunt în mai multe din obiective trecute în mod distinct. Aș vrea doar să punctez câteva elemente legate, de exemplu, de cadrul de reglementare. Cred că trebuie, într-adevăr, găsit o variantă optimă de flexibilizare a cadrului de reglementare din perspectiva listărilor, în primul rând. Sigur că aici, pe zona de piață reglementată, va fi destul de dificil câtă vreme toată legislația specifică pe care noi o avem este bine ancorată în prevederile comunitare, prevăzute la nivelul directivelor, la nivelul reglementărilor, regulamentelor europene. În zona de ATS se poate discuta și este un obiectiv pe care îl avem și noi, să facem reglementările mai flexibile. Odată, listarea e importantă și menținerea la tranzacționare. Cred că e pentru toată lumea important să avem emitenți noi și investitori noi. La fel de important este să nu-i pierdem pe cei pe care îi avem, nici investitori, nici companii. Și s-a ridicat aici o problemă, printre altele, legată de finanțare, de facilitatea și flexibilizarea procesului de finanțare a companiilor. În cadrul strategiei pieței de capital ne-am propus să ne uităm peste ce înseamnă reglementări, astfel încât, într-adevăr, să venim în sprijinul companiilor, societățile să poată intra în posesia fondurilor rezultate în urma majorării de capital social cât mai repede și, la fel, investitorii să poată beneficia de toate drepturile pe care deținerea în acțiuni le generează. În aceste condiții, noi invităm și mulțumim pentru colaborare ARIR, invităm și alte părți interesate să vină cu idei, apreciez și propunerile pe care le-a făcut domnul Duțescu, care este un cunoscător al problematicilor pieței de capital, și invităm pe oricine altcineva să vină cu propuneri pentru a putea face modificări care, într-adevăr, să servească, să ne ajute, nu doar să le avem. Este o problemă de suprareglementare, cum spunea domnul Duțescu, pe anumite paliere, însă avem și experiența pieței locale care ne spune că legislația
sau asta a fost și tendința noastră, a fost să reglementăm și să fim cât mai clari în reglementări, pentru că actorii pieței ne-au învățat că există foarte multe interpretări și foarte multe probleme care se pot naște din reglementări. Și atunci este un echilibru destul de greu de menținut între a nu suprareglementa și totuși a fi suficient de clar în reglementare și să și lași loc la buna funcționare a pieței, bazată pe încredere, care încredere de data asta vine din partea autorității și este acordată participanților la piață. Aici este o discuție legată despre educație financiară, să mă leg un pic. Cred că educația financiară se manifestă pe mai multe planuri. Odată avem zona de investitori, care trebuie evident educați. Era foarte bine dacă această discuție ar fi început mult mai devreme, probabil că pe la începutul anilor 2000, dacă s-ar fi născut și s-ar fi apăsat această pedală până la capăt, acum am fi văzut rezultatele unei generații de oameni care sunt mai bine educați. Nu trebuie să vorbim doar de cei care vin din urmă, cum spunea domnul vicepreședinte de la ADR, ci și de cei care sunt din generație cu noi sau sunt dintr-o generație, din altă generație, pentru că și ei toți pot fi participanți activi la piața de capital și pot fi investitori. Pe de altă parte, pe lângă investitori, avem nevoie să educăm companiile. Experiența pe care o am este că, din păcate, și companiile, lăsând la o parte un număr destul de redus, sau nu neapărat redus, dar un număr redus de companii care într-adevăr reprezintă standard de transparență și de aplicarea cerințelor specifice pieței de capital în materie de guvernanță, drepturi ale acționarilor, există un număr ridicat de companii care încă se chinuie. Și noi facem eforturi pe zona de educație specifice a autorității în relație directă cu companiile. Asta înseamnă că încercăm să discutăm ori de câte ori avem ocazia cu ei și să le arătăm ce ar trebui să facă, inclusiv în ceea ce privește evenimentele simple pe care companiile le au, de la adunări generale și așa mai departe. Nu mereu ne iese, ne lovim de recurența unor probleme, din păcate suntem autoritate de supraveghere care are atribut de enforcement, ceea ce înseamnă că recurgem și la sancțiuni atunci când este cazul, rezultatele sunt publice, deciziile sunt publice. În ceea ce privește investitorii, m-aș întoarce un pic să spun, cred că domnul Covaș spunea mai devreme că avem investitori, avem disponibilitatea oamenilor dovedită în planuri paralele cu cele ale bursei, cu mecanismele bursei, și anume, am văzut de-a lungul timpului investitori în Forex, am văzut investitori în cripto. Se câștigă câteodată, se pierde de multe ori. Ce luăm de aici este faptul că oamenii au deschidere să investească, însă nu prea au răbdare. Ceea ce cred că trebuie cultivat la nivelul investitorilor, și anume că piața de capital creează mecanisme pentru a câștiga, însă nu cu același ritm cu care ar putea să câștige în alte zone. Din păcate, cred că asta este o meteahnă pe care o avem, nu știm cât de puțin știm. Iar investitorii pe care noi îi avem în piața de capital sunt mai bine pregătiți din punctul de vedere, dar cei care, la care trebuie să ne adresăm, trebuie într-adevăr mai bine educați. Aș mai vorbi de planul de strategia de dezvoltare a pieței de capital. Așa cum am spus, sunt mai multe elemente pe care le avem în vedere. Sper ca toate acestea puse la final, cap la cap, pentru că ele sunt legate, nu ar trebui să luăm un element sau două pe care să le ducem la final, iar restul să rămână în pending, ar trebui să contribuie la final la o piață de capital mult mai bine conturată, mult mai matură și mai pregătită să își atragă noi emitenți și să-și păstreze emitenții. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru intervenție. Așadar, ați trasat câteva idei foarte importante despre lipsurile pe care le avem, dar și despre ce s-a făcut, să spunem așa, în ultima perioadă. O să mergem acum către domnul Victor Stănilă, este avocat specializat pe piața de capital, un fiind cunoscător până la urmă al acestei zone și al problemelor care se confruntă companiile, pe care acum vă rugăm să le și dezvoltați puțin. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că în sfârșit, după 30 de ani de la reînființarea pieței de capital în România după Revoluție, aceasta este pe radarul publicului, dar mai ales se bucură de susținerea politicului. S-a vorbit, de ce spun asta? Pentru că s-a vorbit un pic mai devreme atât despre PNRR. Ministerul de Finanțe la 30 de ani după Revoluție a început să emită titluri de stat care sunt tranzacționabile la bursă. Avem și o strategie națională privind piața de capital care este asumată la nivelul executivului sau care urmează să fie asumată la nivelul executivului. Îmi pare rău că nu mai este domnul Precup aici, spunea dumnealui, transpusese întrebarea ce a fost mai întâi, ou sau găina, în sensul că ce au fost mai întâi investitorii sau emitenții. O să-i aduc aminte că piața de capital în România a fost înființată matură, și anume prin programul de privatizare în masă, când companiile de stat au fost luate și puse cu forța de către stat pe bursă, în special pe piața Nasdaq, apoi absorbită de Bursa de Valori București. Pentru necunoscători o să fac un mic istoric al bursei. După acest eveniment, ceea ce s-a întâmplat în piață a fost să așteptăm la stat să mai listeze câte o companie. Cu greu s-a ajuns la mediul privat, și anume să bursa să-și dovedească rolul de finanțator al economiei, să reprezinte o oglindă a economiei naționale. Într-un final am ajuns în 2020, mai ales începând cu 2020, când am început să avem rezultatele unor eforturi, cred că începute prin 2014 cu CanATS, asta după ce am aderat la UE și am transpus directivele europene, având primul sistem alternativ de tranzacționare. Scopul lui a fost clar de a atrage IMM-uri către bursă. S-au făcut eforturi susținute din partea BVB, dar și din partea unor brokeri. S-a reușit până la urmă și după rebranduirea acestui CanATS în piața Aero, atât de cunoscută acum, în final vorbim totuși de un ATS, dar cred că mai ales aceste eforturi se datorează ultimului consiliu al bursei, care a accelerat pedala, ca să spunem așa, și a reușit să atragă companii private către bursă. Pentru o parte dintre aceste companii private am avut bucuria de a lucra. Pot să spun că este nevoie de educație în zona antreprenoriatului. Vorbind despre aceste companii private, dați-mi voie să completez datele furnizate la început de doamna Șerban. Există piață pentru bursă, există piață de companii, în sensul că, conform datelor ONRC, circa 57.800 de companii, fie ele SRL-uri, fie SA-uri, îndeplinesc criteriile de listare pe piața Aero, în sensul că au capitaluri proprii la nivelul anului 2021 de peste 250.000 de euro. Totodată, sunt 11.700 de companii care au capitaluri proprii de peste 1 milion de euro, acestea fiind criteriile pentru a accede la piața de capital. Pentru că am plăcerea să vorbesc probabil spre final, s-au vorbit aici de încredere și educație. Din păcate, aceste listări nu au venit și fără surprize. Vorbea și colegul meu Duțescu mai devreme despre un exemplu nefericit, aș spune chiar două, de listări eșuate.
Din păcate, acestea nu fac decât să distrugă încrederea investitorilor în piața de capital, încredere la care s-a lucrat. Cel mai greu este să construiești încredere și să o câștigi. O altă componentă pentru promovarea pieței de capital sunt investitorii, iar aici o să-l contrazic pe colegul meu, Răzvan Pop, că nu s-a accelerat mult mai devreme, ci din contră am avut plăcerea să întâlnesc zilele trecute un investitor pe piața de capital care îmi spunea că a avut contact prima dată cu piața de capital tocmai datorită unuia dintre programele pe care le-am derulat. De-a lungul vremii, eu am trecut așa pentru necunoscători, cam prin toată piața de capital, în prezent o abordez din zona avocaturii. La un moment dat, prin anii 2010-2012, cred că prin 2014, am derulat cu compania de brokeraj la care lucram la vremea respectivă, cu Tradeville, programe educaționale destinate liceenilor, concursuri, fie pentru BVB, fie pentru Sibex, la vremea respectivă, programe derulate împreună cu Junior Achievement. Am avut bucuria să constat că elevi la vremea respectivă care au participat în astfel de programe au ajuns să fie investitori pe piața de capital. Deci, deși am ele la momentul respectiv păreau o pierdere de bani, s-au dovedit a fi că nu. Acestea sunt tipuri de investiții în educație, care își arată rezultatele mult mai târziu. Pe același principiu și continuând această tradiție a educației, personal am lansat și un podcast dedicat antreprenorilor, pe care l-am lansat cu susținerea Bursei de Valori București, căreia îi mulțumesc pentru susținere, în care invităm antreprenori să educe viitori antreprenori, în sensul că fiecare își spune povestea în legătură cu primul lui contact cu bursa de capital, cu piața de capital, cu bursa de valori, ceea ce li s-a părut greu, ceea ce li s-a părut mai ușor, ce ar vrea să schimbe în acest proces de listare. Concluzia pe care am tras-o în urma discuțiilor cu antreprenorii, dar și în urma experienței practice de-a lungul vremii, este nevoie de educație antreprenorială. De ce? Pentru că am avut cazuri în piața de capital de, și nu o să dau nume acum, de companii care au ajuns la bursă și ele nu au știut, de exemplu, că trebuie să aibă rezultatele auditate înainte de a publica raportul anual. S-au trezit efectiv. Sunt situații în care sunt luate companii, în care le sunt promise că ok, îți facem acest plasament privat, în două luni te aducem la bursă, dar nu fac astfel de situații decât să dezamăgească investitorii. De ce? Pentru că acei antreprenori nu sunt educați. Ei poate nu sunt de rea intenție, dar neștiind, fiind doar luați. Și aici m-aș întoarce la conflictul de interese dintre casa de brokeraj și compania pe care o listează. Există un real conflict de interes între scopul casei de brokeraj, care este să aducă compania la bursă, să-și câștige comisionul, comision care de cele mai multe ori este procentual cu valoarea ofertei. Iar investitorii, pe de altă parte, vor un preț mic, antreprenorul vrea cât mai mulți bani, toată lumea vrea repede. Din păcate, nu se poate repede. Recomandarea pe care o fac este să se intervină la nivel de reglementare, astfel încât să se întărească, nu neapărat să se năsprească procesul de listare, însă ar trebui acordată un pic mai multă grijă în ceea ce privește acest proces de listare cu precădere pe piața aero. Pe piața reglementată avem niște reguli mult mai clare, mult mai dure, este mult mai greu să accesezi capital pe piața reglementată, însă pe piața aero și cu precădere și pe piața de obligațiuni. Scandalul despre care vorbea și domnul Duțescu mai devreme vizează strict piața de obligațiuni P
pe SMT sunt obligațiuni negarantate, obligațiuni pe care s-au pierdut bani. Într-adevăr, este suspect ca într-un an de zile să nu știi ce s-a întâmplat cu banii respectivi. Din păcate, nu cred că autoritatea ar fi avut ce să facă în cazul de față. Responsabilitatea revine totuși emitentului. Ce s-ar mai putea face ar fi ca aceste memorandumuri, documente de prezentare, să constituie totuși un contract de societate, ca să spun așa. Ele, până la urmă, ce sunt? Sunt o promisiune de vânzare care ar trebui să atragă consecințe juridice. Adică dacă tu prezinți denaturat, ar trebui să răspunzi juridic pentru aceste informații pe care le oferi acolo. Chiar și pentru ascunderea lor, pentru omisiunea lor. De fapt. Deci, concluzia a ceea ce am vrut să transmit este că avem, pe de-o parte, nevoie de construire de încredere, dar și de educație. Atât pe zona de investitori, unde s-a făcut treabă de-a lungul vremii, dar pentru că bursa a ajuns totuși la antreprenori în ultima perioadă și continuă să fie acolo, ca să nu pierdem nici acești antreprenori, ar trebui ca să derulăm, să-i ținem de mână. Și aceasta se poate face inclusiv prin schimbarea reglementărilor în ceea ce privește consultantul autorizat. Pentru cei care nu cunosc, cei care vin pe bursa, pe piața Aero, sunt obligați să aibă un an un consultant autorizat. Acel consultant autorizat trebuie să fie mai mult decât o firmă de PR, o firmă care transmite comunicate de presă, pentru că, să fim sinceri, cam asta sunt în cazul în care nu vorbim de o casă de brokeraj. Dar pentru asta este nevoie de întărirea reglementărilor. Mulțumesc! Mulțumim și noi, ne apropiem de finalul conferinței de astăzi, așa că o să vreau să facem un scurt tur de masă pentru concluzii, în maximum 2 minute fiecare, dacă se poate. Propun să începem din partea, dinspre doamna Irena Cristian, jurnalist de CNews. Bună ziua, am fost moderatorul tăcut astăzi, pentru că nu am voie să vorbesc foarte mult, de aceea v-am ascultat. A fost o dezbatere interesantă. Sigur că aș fi dorit să ajungă și domnul ministru Căciu, că tot îmi promite din 5-5 minute, dar mereu spun că vine pe autostrada Comarnic-Ploiești aia și probabil că de aceea întârzie. Sperăm ca toate aceste lucruri să fie și să se materializeze, să vorbim despre lucruri realizate, să vorbim despre o strategie funcțională, pentru că și la precedenta conferință am vorbit de prioritatea zero, listarea hidroelectrică, de prioritatea zero, strategia pieței de capital. Ne amintim, asta a fost în septembrie anul trecut. Acum suntem deja aproape de martie, următoarea conferință va fi probabil undeva în iunie și sperăm să putem vorbi de lucruri concrete la acel moment, de lucruri realizate, de chestiuni care, pe care să le bifăm ca fiind realizate și discutate aici. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mai punctez faptul că am fost online pe cele 3 platforme și au fost pe toată durata conferinței mii de telespectatori în live, la un moment dat erau vreo 5.000, interesul este foarte mare pentru acest subiect. Eu aștept, domnule Sebeșan, în momentul când coafeza mea o să cumpere acțiuni la bursă, tot aștept, vorbim de un an deja, nu? Așa, vrea să cumpere, dar înțeleg că nu poate încă. Aștept când această bursă va fi digitalizată. Am depășit cele 2 minute, Alex, știu cum e, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu. Mai departe, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, vă felicit pentru acest demers și pentru că s-a vorbit inclusiv de parteneriate publice-private și am avut ocazia la începutul carierei mele să lucrez într-un astfel de parteneriat, Metro du Porto, astfel a fost înființat, a fost finanțat pe de-o parte cu bani din fonduri europene și pe de altă parte s-au emis acțiuni, cred că s-au emis la vremea respectivă, tocmai pentru a putea fi construit. Eu aștept să merg pe prima autostradă în România, construită atât din fonduri europene, cât și din obligațiuni emise la bursă. Mulțumesc, domnul Răzvan Pop. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru oportunitatea de a participa. Sigur, cred că următoarea dată când ar trebui să ne vedem, ar trebui să avem finalizată strategia, cel puțin ea este pe ultima 100 de metri, de acolo începe greu, că de lucrat la strategie a fost cât de cât greu, de acolo încolo o să fie mai greu.
Aș mai vrea să reiterez un mesaj pe care îl am și să încerc și să și răspund într-o oarecare măsură repede, inclusiv colegilor care au vorbit despre subiect. Aș vrea să spun că cred că trebuie cultivată dorința de a avea calitate de emitent, fie că ești companie care ești nelistată sau fie că ești companie care ești listată. Doi, de a avea calitatea de investitor pe piața de capital cu tot ce înseamnă acest aspect, cu cunoașterea drepturilor și obligațiilor pe care le ai. Și în ultimul rând aș vrea să spun că piața de capital nu e tărâmul făgăduinței. Există situații în care se câștigă, există situații în care se pierde. Ea este practic o reflexie a situației economice în ansamblu. Sunt companii cărora le merge bine și sunt companii cărora nu le merge bine. Important este să păstrăm standarde de transparență, investitorii să știe despre companie, să aibă acces la toate informațiile, astfel încât să poată să își fundamenteze deciziile investiționale singuri. Vă mulțumesc și așteptăm să ne vedem data viitoare. Mulțumim și noi și ar spune cu siguranță acum doamna Ana Bobirca faptul că ne-am putea vedea data viitoare când este și aplicată strategia. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că mesajele noastre converg. Cred că e foarte sănătos să devină și recurente, ca să la un moment dat să asistăm și la punerea în aplicare a multora dintre lucrurile despre care am discutat aici. Și împrumut din limbajul de digitalizare, spunând că e foarte utilă democratizarea accesului la informație despre piața de capital, la acces la finanțare prin piața de capital și la cotarea la bursă. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Radu Constantin! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că din luna septembrie vreau să transmit faptul că în cadrul Hidroeca s-a muncit extraordinar de mult pe acest subiect, am făcut niște progrese remarcabile, astfel încât așteptăm următoarea conferință să vedem, depinzând la momentul conferinței, în ce situație ne vom afla. Vă mulțumesc foarte mult! Așteptăm și noi cu rezultatele listării la bursă. Domnul Valvâl, cu jurnalist de CNews, care s-a așezat astăzi în locul domnului ministru de Finanțe, Adrian Căciu. Da, nu, îmi aduc aminte că tatăl președintelui Kennedy spunea: am început să fiu îngrijorat atunci când și un lustruitor de pantofi a început să-mi dea sfaturi privind investițiile la bursă. Era în anul 1929, când toată lumea din America juca la bursă. Sigur, acum cu societatea digitală nu există acest pericol, pentru că oamenii care intră pe internet sunt oameni informați și riscurile evocate de Kennedy Senior nu există, măcar să intre mai mulți pe tineri pe bursă decât pe acele jocuri piramidale numite cripto, monede, Dogecoin, Bitcoin și așa mai departe. Domnule Constantin Sebeșanu? Mă bucur că toată lumea a sezizat că suntem aliniați și suntem aici pentru un bine comun și asta mă bucură, una probabil din puținele secțiuni unde există această unanimitate. Ce mi-aș dori ca lucrurile punctuale care le-am făcut să se și întâmple, discutăm de ceva timp de ele, s-au găsit soluții, mă refer la obiective simple care le repet: reducerea majorării, timpului de majorare de capital, această lege a rate-urilor care e importantă pentru noi și simplificarea birocrației a raportării. Sunt lucruri care ne stau în putere, țin de cei de aici și poate puțin extins și în afară, dar sunt lucruri care le putem face, după care ne putem ocupa și de lucruri mai de esență, cum ar fi modificările la legea 31, legea 24, unde putem lucra împreună, s-a dovedit că suntem eficienți. Deci mă aștept la niște rezultate, cum zic americanii, low hanging fruit, pe care le putem face și le putem avea până la următoarea conferință. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Daniela Șerban! Mulțumesc!
Chiar de legea 31 voiam să menționez și eu și să lansez această provocare, pentru că sunt secțiuni legate de emisiunea de obligațiuni, dar chiar și de emisiunea de acțiuni, care sunt din 90. Am mai avut o tentativă când eram în partea echipei Bursei de Valori București despre modificarea secțiunilor legate de obligațiuni. Atunci Ministerul Justiției a fost foarte ferm și nu am reușit să flexibilizăm prea mult, însă, da, un proiect la care ar merita să ne uităm ca pas următor ar fi legea 31 și, desigur, legea 24 în paralel. Mulțumim! Mulțumesc și eu, domnul Adrian Tănase, scurte concluzii, vă rog. Da, și eu sper, dar poate nu vom la următoarea conferință, cum zicea doamna Cristian, să vedem și coafezele cu investiții la bursă. Eu sunt ok, dar sunt ok atât timp cât o fac corect, da? Adică să aflu că fac un portofoliu diversificat și pe termen lung, fără vreo, eu știu, așteptare de a specula, piața fiind acesta fiind un alt joc și mult mai complicat. Dar, da, până la următoarea conferință putem bifa niște realizări. Așteptăm domnul Constantin să, ca dealul hidroelectrica, să vorbim de el ca fiind un succes la acea conferință. Acum depinde când o puneți, poate o sincronizăm. Și cu alte demersuri, inclusiv acest demers pe care îl avem cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu alții, și eu reiterez această invitație, este foarte important să găsim cea mai bună soluție pentru a facilita aceste operațiuni de majorare de capital. Și nu în ultimul rând, vreau să mă refer și la un proiect foarte important al Bursei de Valori București, proiectul de contraparte centrală la care lucrăm și care va facilita, eu știu, lărgirea semnificativă a pachetului de palete de instrumente pe care le vom putea tranzacționa la Bursa de Valori București, și mă refer aici la instrumente financiare derivate. Sper că la acel moment să avem un update semnificativ legat de acest proiect pe care vrem să-l operaționalizăm până la sfârșitul anului acesta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Botez! N-aș vrea să rămâneți cumva cu impresia că am avut o intervenție așa pesimistă referitoare la modul în care poate să evolueze piața de capital și legislația din domeniu, pentru că am vorbit despre procesul și parcursul legislativ din domeniul parteneriatului public-privat. Sigur că au fost 30 de ani în care nu am avut succes cu legiferarea din acest domeniu, însă legiferarea poate să fie și foarte rapidă. În 2 săptămâni putem avea un proiect de lege care să fie și publicat în Monitorul Oficial, însă pentru asta este nevoie de o majoritate politică care să susțină un anumit proiect. E nevoie însă de dezbateri de acest gen. Din păcate, Parlamentul nu beneficiază de dezbatere atât de complete, exhaustive, privind orice subiect, așa că e foarte bine ce faceți dumneavoastră aici. Și o chestie aș vrea să mai adaug referitor la, că s-a vorbit despre educație. Poate că pe lângă educație ar ajuta foarte mult și promovarea ideii de investiție la bursă. Nu știu dacă mie îmi lipsește neapărat educația, sunt economist, dar n-am investit până acum la bursă și mă uit la cei care au investit la Forex sau în criptomonede. Nu cred că educația le-a lipsit, ci a fost vorba acolo de promovare foarte agresivă. Poate că asta e nevoie. Da, și eu zic că, dacă mă permiteți, și eu zic că e mult prea spus educația, dar e mult prea academic. Dar avem tot și eu și dumneavoastră, cum ați zis, sunt foarte mulți economiști care nu au investit până acum la bursă. Cred că mai corect spus este o cultură a planificării financiare, pe care nu o avem. Dar chiar indiferent de educația pe care avem, nu avem încă această cultură, că noi trebuie să punem bani deoparte, că trebuie să ne asigurăm bătrânețele, că trebuie să facem asigurare de viață în somn. Da? Și asta e cu totul alt lucru, cred. Mersi. Și accesibilitatea. E important. Să poți să cumperi o acțiune în 3 minute. Corect. Domnul Andrei Nicolae. Fix asta vreau să spun și eu. La fel cum îți poți plăti taxele în 5 minute, la fel cum îți poți obține cazierul online în 3 minute de pe ghiseu.ro de la distanță, la fel, cred că ăsta ar fi un element care ar ajuta. V-aș ruga să încercați să înscrieți o clădire la sectorul 1. Eu încerc de 6 luni, tot online. În concluzie, accesibilitatea, cum a spus și domnul Sebeșanu, este într-adevăr un element care ar deschide sau ar crește apetitul oamenilor pentru zona piețelor de capital. Modul în care cele două domenii, transformare digitală și piețele de capital,
se intercalează, e foarte evident chiar și în motoul bursei pe care l-am văzut pe ecran acolo, că viitorul este al celor care investesc în el. Noi am ales să investim în dezvoltarea de soluții digitale pentru, alternative digitale pentru birocrația de zi cu zi care ne omoară atât de mult timp, la fel și cei care și-au făcut un obiectiv din a crește piețele de capital, trebuie să nu trebuie să le fie frică să facă investiții pe termen lung, investiții în educație, investiții în antrenare de comportamente, lucru și realitate de care și noi ne lovim în procesul de transformare digitală. Mulțumesc! Mulțumim! A revenit la timp pentru concluzii și domnul Bogdan Chireac, așa că îi dăm cuvântul, are rolul până la urmă de a închide această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult! Frica m-a făcut să revin la timp, vă dați seama, frica de doamna Cristian. Deci, pentru mine a fost foarte util această întâlnire, fiindcă abisul din mintea mea s-a adâncit, precum canalul Băstroie, să știți. Deci suntem în situația în care România are bani, s-au dat cifrele de către specialiști aici, cu populația economisit 45 de miliarde de euro, care stau degeaba, sunt mulți, mulți alți bani, suntem într-o situație unică în care o țară are bani și nu face nimic cu ei sau nu vrea să-i acceseze. Doamna secretar de stat ne spune am 35 de milioane de euro din PNRR pentru a da, zice, nu vom cheltui, nu vom face. Păi cum nu vom cheltui, domnule? Și atunci de ce mai plătim salariile alea speciale cu 30%, cu 70% pentru cei care lucrează cu fonduri europene? De-aia spune domnul ministru Marcel Boloș că anul trecut, anul ăsta sunt încasat 9,5 miliarde de euro din exercițiul 2014-2020. Și nu se încasează, nu se vor încasa. Că licitații, că justiție nefuncțională, că administrație neperformantă. Deci e dincolo de ce dumneavoastră specialiștii ați înțeles și poate săpând în continuare, scriind articole, interviuri, adică să încercăm să influențăm cumva administrația, avem acest hău pe care nu putem să-l trecem. Mediul privat, și aici aș îndrăzni să numesc și bursa, că, mă rog, până la urmă este vârful capitalismului, este bursa. În orice țară capitalistă, vârful este bursa. La fel cum în orice țară democratică, baza sunt alegerile democratice, libere și corecte. Libere, subliniat, libere și corecte. Da? E foarte important într-o țară ca România. Dar aici aveți vârful, bursa, care nu poate să treacă de barierele birocratice. Și o liniște, cum să spun, tot ce înseamnă administrație e între vacanțe. Acum s-au băgat și literalmente între vacanțe. Într-un birou pleacă doi, ceilalți doi vin, nu se semnează nimic, ceilalți doi vin, mai pleacă alți doi, iară nu se semnează nimic, încă doi, iară nu se semnează nimic. Când s-a terminat totul, vine un ONG și dă în judecată și se reia de la zero, deși poate au făcut investițiile. Nu, nu glumesc. Așa stau lucrurile. Așa stau lucrurile. Deci construcția a ieșit, s-a terminat și se dă în judecată. Se oprește tot, ăla nu poate să vândă, dezvoltatorul, se întâmplă, se face. Deci nu știu cum putem ieși din acest haos, din acest antistat care s-a creat în România. Deocamdată toată națiunea e blocată în două probleme. Canalul Băstroie. Bun, asta o fi, n-o fi, că oricum nu putem să facem noi nimic, și pensiile speciale, pentru care se dorește să se renunțe la PNRR. Până acolo să ajunge, să se renunțe la PNRR. Știți ce înseamnă cu toții, știți mai bine ca mine că sunteți toți specialiști și chiar puteți să ne învățați pe noi toți, publicul și jurnaliștii în legătură cu asta. Deci până acolo se poate merge. Să dea Dumnezeu să reușim cu bursa de valori și cu toate lucrurile astea importante să mișcăm lucrurile. Normal, de aici ar trebui să fie cel mai important motor, că să investească lumea, să fie, dar să ai fonduri gratis pe care să le poți investi și să estimezi că nu le vei putea folosi, eu asta nu pot să înțeleg. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! O să mai fac un ultim apel dacă există întrebări din partea publicului, din partea celor care sunt prezenți în sală. Acum este momentul. Dacă nu, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Sperăm că am reușit cel puțin să lămurim câteva dintre problemele pe care le întâmpină companiile din țara noastră atunci când vor să
intre pe Bursa de Valori București sau atunci când sunt deja acolo și ce probleme întâmpină. Am văzut că există deschidere din partea Bursei de Valori București, există consultanță care poate fi oferită din partea specialiștilor, am văzut că cea mai așteptată listare pentru 2023 este din partea Hidroelectrica pentru Bursa de Valori București, există sprijin și din partea mediului politic și acolo oamenii sunt conștienți că s-au făcut pași, dar nu suficienți. Prin urmare, nu ne rămâne decât să vă spunem că și noi sperăm că am contribuit astăzi măcar puțin la aceste obiective de a face puțină educație financiară împreună cu cei care ne privesc, de a le spune ce este bursa, care sunt obiectivele noastre ale tuturor și desigur să nu uităm că împreună putem să ne atingem aceste obiective și nu suntem deloc neimportanți pentru că trustul DC Media Group are undeva la 500.000 de vizitatori unici în fiecare zi, peste 1.200.000 de afișări. Doar prin urmare, pe cele trei platforme pe care suntem live. De obicei ajungem la 1.000.000 de unici în fiecare zi și ca aproape 3 milioane de afișări. Prin urmare, sperăm că cu toate cele 8 platforme pe care le avem, am reușit să contribuim măcar puțin la aceste obiective pe care cu toții le avem. Mulțumim așadar, vă invităm acum să luăm masa împreună, desigur. Mulțumim! Zi frumoasă!